Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Dacă puteți să dați un pic stația mai încet. Profesorul Valentin Stan se află în studiurile noastre. Bună seara, întors de la Davos? Sau nu? Nu, eu m-am întors pe partea cealaltă, de când era cu Davos. Dar nu de la... Da. Că ați fost plecat din localitate. Da. A fost ceva la Davos? Sau a fost Lumința Odobescu. A făcut poze cu zăpada. Aia cu Troianu? Cine? Cu Troianu? Cu Troianu, exact, cu Troianu. N-aduce Troianu, n-aduce anul ce aduce Troianu. Te-ai văzut că sindicatul Ministerul de Externe a ieșit cu... că nu-i transparență, că... Nu cred. La Ministerul de Externe? Uh-huh. Haideți, domnul. Poate vorbim data viitoare să-ți arăt, că e ca pe vremea mea, când am scriam eu la evenimentul zilei că e dezastru în mai, eu fiind acolo. Și tu lucrai la Ministerul de Externe, da. Și văd că nu s-a schimbat nimic. Asta era 96? 96? Ce vorbești, mă? 93-94. Ce vorbești, mă? 93. Era 93. 93-94, am zis. Da, da, deci, da. Să înțeleg că nu ați fost la Davos, cum ar spune. Nu, na. Dar nici nu știu ce a fost acolo. Ți păi nici eu nu știu, eu tot încercam să aduc vorba, poate ne spuneți ce a fost, ce n-a fost. Da. Dar la proteste n-ați fost la piața Constituției. Bă, Marius, eu cred că astăzi, pentru telespectatorii noștri... Așa? Să face că nu mă bag în seama. S-a dus Șoșoacă, de fapt nu s-a dus ea, s-a dus omul Șoșoacă cu un tractor. Da. Așa. Bă, eu cred că trebuie să facem un mic curs de manipulare. Ești de acord? Știi că îmi plac mult asta. Nu, adică să învățăm pe români cum se manipulează. Da. Adică asta înseamnă că dăm niște exemple, înțelegi? De manipulare. Da, dăm niște exemple de manipulare și manipulăm și noi. Noi cu asta ne ocupăm. Tu, da, da, tu crezi că cineva manipulează mai bine ca noi în țara asta? Eu zic că nu. A fost manipulită și acum noi cu manipularea. Vezi? N-am avut altă... Vezi? Și zici că eu fac chestia. Nu fac, dar n-am avut altă rimă, știi cum se spune. Marius, vă rog, domnule profesor. Eu am aflat tot uitându-mă pe la două televiziuni, că numai la alea mă uit, da? Care sunt cele mai tare, am înțeles. Pe... De departe. Da, așa. Și am aflat că e nasol să fie amestecat politicul în treaba asta cu protestele. Da. Nu? Confirm. Nu-i așa? Da. Da. Și asta e o chestie care ține așa de democrație, am înțeles, și cu democrația. Cu... Voi cum știți români cum e cu democrația? Am văzut-o pe Șoșoacă, l-am văzut pe Simion, s-au dus acolo, oamenii ăia săraci i-au gonit. Pentru că lor le-a spus cineva că dacă își articulează protestele legitime în preajma unor oameni politici, gata. S-a rezolvat. Sunt compromiși total. Sunt agenții Rusiei, sunt motivați politic, sunt niște derbedei. Păi anticipam de săptămâna trecută. Da. Păi nu l-ai dat pe prietenul nostru? Păi stai că mai dăm o dată. A. Pe alt prieten. Și... Nu, dar știi când l-am dat. Da, mă, știu. Da. Și e foarte rău asta că se amestecă politicul. Și eu stau așa și mă întreb. Bă, băiete, asta cu democrația la români. Auzi? De ce e nasol dacă se amestecă politicul în faptul că o breazlă iese să spună că a fost distrusă agricultura din România și niște oameni de la partidele din opoziție, care probabil vor să-și facă propagandă electorală foarte bine, an electoral, așa se face. Se întâmplă de când lumea. Vin la fața locului și zic, băi, cu ce vă putem ajuta? Și ea zic, marș mă de aici, că ne ia miliția, mă, ne iau ăștia acum aperche, zice că facem politică. Cu asta i-au speriat. Auzi? Uite, hai să începem așa, elegant, să nu zici că... Nu zic, nu zici. Începem. Uite, dați-mi și mie 645, a, vă rog. Asta nu e bine, vezi unde mă uit. Păi, dați televizorul ăla mai, ecranul mai la mijloc. Hai că mă uit eu. Da, păi știu, nu, că mă uit în computer. Vezi? Ăsta este marele partid, ai auzit de partidul ăsta? Partidul Laburist, înțeleg că e un partid de 2 lei, nu există. E într-o dictatură nenorocită, nu? Exact. Ia uzi, mă, din ce-i făcut, din ce s-a format partidul ăla. Te duci, faci click pe site-ul lui, afli și tu cum e cu democrația aia de la Magna Carta. Mișcarea sindicală pentru a da oamenilor muncii propria lor voce politică. Legătura de la locul de muncă la partid, prin intermediul sindicatelor afiliate, este ceea ce o face unică până în prezent. Această legătură este mai importantă ca niciodată, deoarece lucrăm împreună
pentru a aborda probleme urgente. 11 sindicate afiliate la Partidul Laburist. Din asta s-au născut. Da. Da? Partidul Laburist din asta s-au născut. Înțeleg că sindicatele alea afiliate la Partidul Laburist când fac vreo grevă e nasol, e cu partidul, adică trebuie împușcați. Da, și nu e bine că a intrat sindicatele în partid. Păi cum? Nasol, nu? Da, da. Și 11. Exact, adică facă o mică grevă, e nasol, tată. Vine securitatea, ia, păi ce faceți, mă, face? Vine Antena 3, ai făcut politică! Da, am făcut politică. Și ce? Am făcut politică, măi, Antena 3, când mă urc în tramvai și tramvaiul l-a cumpărat Nicușor, aș putea să nu mă urc, pentru că vreau să fac așa un gest de protest, nu mă urc în tramvaiul Nicușor. Mă urc în tramvai înseamnă că am achiesat la ce a cumpărat Nicușor. Sau, mă rog, doamna, cum o chema, am uitat, doamna Pandele. Autobuzul. Înțelegi? Și când te urci în tramvai, măi, Antena 3, faci politică. Deci nu-i rău, nu-i urât. În democrație, la voi acolo, da, e nasol. E urât. Corect. E foarte urât. Păi, atunci, hai să începem cu manipularea, că am înțeles la tine că n-avem timp, nu? În general, n-avem timp, dar avem. Nu? Nu? N-avem timp, da. Pentru că avem timp. Auzi, spune-mi și mie de ce pe 16 ianuarie 2004 cele două televiziuni l-au atacat pe Dănuț Andruș. Că nu era, nu era conform cu... Cu ce? Avea căciulă de oaie sau ce? Avea căciulă mițoasă, n-avea și... șapcă. N-avea, n-avea șapcă, n-avea șapcă, nu? Cu vipușcă pe... pe sub cămașă, nu? Exact. Deci, acest... N-avea cașchetă. Da, bun. Deci, oameni buni, toată lumea l-ați văzut, care vă uitați la televizor, pe acest om. Un personaj simplu, are un singur păcat, îi place... Mă rog, să se expună. Adică ar merge și la televizor, ar vrea să spună câte ceva oamenilor. E un personaj, vine de undeva din Moldova și, într-un fel sau altul, a apărut ca lider informal într-un grup de protest, a fumat la afumați de băieții care controlează, nu-i așa, conduc destine și execută ordine. Nu, aici nu sunt de acord. Nu? Mă desolidarizez, cum se spune. Ai, mă, mare, cum te desolidarizezi, mă? Domn profesor, păi nu e cu... Cu ce? Cu securitatea sau ceva. Păi, dacă tu îmi spui... Adică e în tot și în toate, dar și aici? Păi nu știu, tu cum ia știi? Ia să vedem. A? Vreau să aflu. Eu... Păi uite, explică-mi. Păi noi acum spunem de 30 de ani asta, acum... Ce? 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 Ce spun? Și respectă mai bine ordinele. Ce? Poftim? Cum spunea și dumneavoastră, trăim într-o zonă de fragilitate. Așa e. Cu cât un stat funcționează mai bine, cu cât un stat e mai ordonat și respectă mai bine ordinele, va face față unei crize economice. Ordine. Ordinele. Deci statul ăsta român ale cui ordinele le execută, Marius? Ordinele cetățenilor. Păi cetățenii dau ordine, mă? Dar cine? Nu cetățenii trebuie să dea ordine? Măi, stai așa că sunt ușor nelămurit. Mai spunem o dată, deci cine dă ordine României? Cetățenii. Mă, cred că greșești puțin. Ah, ok. Păi uite să te ajut. Te văd ușor greșit. Te rog. Cred că te-a mișcat, cum spun copiii. Tu așa, m-a mișcat. Da? Adică... Nu, sau te doare la operă, că a lovit la operație. Da, auzi, spune-mi, explică-mi totuși dacă România execută ordine. Da. Ce ai spus tu aici? Unde? Aici. Statele Unite. Suntem unul dintre pilonii și stâlpii principali ai Statelor Unite în Europa, mai ales în contextul crizei din regiune în acest moment. Este un parteneriat solid. Ce-ai făcut, mă? Ești pilonii, unul din pilonii Statelor Unite? Da, ce? Dar când ai mai auzit tu că o țară e pilonul altei țări? Păi eu am fost plecat. Știu că ai fost plecat, dar dacă o țară e pilonul altei țări și aflăm că e pilonul SUA și executăm ordinele... Păi ce să facem, Vali? De ce nu e pilonul cetățenilor România? Păi cetățenii nu dau ordine. Stai, că aoleo, păi n-ai explicat, mă, din aia. Sau faci ca băiatul ăla, Daniel Zamfir, care, ba, e offshore, ba, nu e offshore. Nu știi cu offshore-ul? E ușor cu offshore-ul păscării. Nu? Da. Explică-mi tu mie ale cui ordine sunt astea dacă noi suntem pilonii SUA. Ordinele sunt ale lui Robinet. Dar ce, robinetul nu poate să dea ordine sau ce? Sol. Stai că vine Trump, stai liniștit. Auzi, mă, alu robinet, e sigur? Da, domnule profesor. Păi ale lui cine? Păi nu știu, mă, întreb și eu.
Eu răspund, dar nu sunt pregătit să dau răspunsuri. Nu cumva sunt și ale lui ăsta? Ale cui? Alu ăsta. Ale lui cine? Alu ăsta, bă, alu ăsta. Ceva cu 15 ianuarie, nu? Ia. Nu? Păi n-am auzit. Păi, bă, ai greșit file-ul. Nu știu dacă am greșit file-ul. Ia vezi, care e. A? Ia. Ce care e aici lângă noi și care e foarte important. Este evident că nici președintele Zelenski, nici dictatorul Putin nu vor să cedeze, fiindcă vor pierde interim. Cine, mă? Care președinte? Zelenski. Zelenski. De ce râzi? Foarte important. Este evident că nici președintele Zelenski, nici dictatorul Putin nu vor să cedeze, fiindcă vor pierde intern. De unde l-ai adus, mă, pe ăsta? Cine ăsta? Zelenski? Da, ăsta, cine? E vreun Kellner? Zelenski. Eu cred că e un Kellner? Zelenski. Cine-i, mă, Zelenski? Păi Zelenski e șeful la Ucraina. Așa îl cheamă? Nu știu că are mai multe nickname-uri. Țara aia unde e, ce ai zis că e? Război. Na. E război Ioane. No, ia. Suntem într-o zonă a unui război rece, totuși. Nu, niciuna dintre de părți nu atacă mai mult. E un război de uzur. În schimb, am văzut ce am făcut. Cum, mă? E război? Niciuna din la părți nu e rece? Nu atacă. Păi ăla e rece? Așa e, n-au mai câștigat e rece? A înghețat? Păi la câte grade? Tu ai văzut că au dat... M-am prins, mă, e rece fiindcă e frig, mă. A dat la antena 3. Păi n-au dat pe scara aia că erau țuțuri. Era țuțuri. Nu, mă, uite, mânci... Talactite. Întâi n-am știut cine-i Zelenski. Urmă, n-am știut de ce-i războiul rece și acum am prins, mă, că a venit frigul. O să afli. A venit frigul. O să afli, stai liniștit. Deci în Ucraina. Păi de ce n-ai spus, mă, așa? Eu n-am știut că Zelenski e la frigider, la asta. Bă, băiete. Păi a fost la Davos și la Davos era la fel de frig. Incredibil. Apropo, auzi, aici înainte să intrăm, ca să nu fie așa, știi, m-am gândit eu. Ai tu acolo un capitolaj cât de proști? Da. Pe bune? Păi de-aia al doilea capitol. Știu, mă, dar m-am gândit... Cât de proști suntem noi. M-am gândit totuși că acum dacă a zis că e Zelenski așa. Și că războiul e rece, mi-am adus aminte, mă, de cei mai deștepți jurnaliști din România. Te rog. Da? Mulțumesc mult. Păi, nu, că nu-i bă, Marius. Dacă era vorba de tine, te nominalizam. A, scuze-mă. Știi că nu s-a inventat smeura de nu știu cum... De argint. Exact, pentru jurnaliști. Asta e numai la Hollywood. Înțelegi? Mm-hmm. Nu te mai uita acolo, că Zelenski nu e acolo, să știi. Dar îl caut cu lumânare. Caută-l, că n-ai să-l găsești. Înțelegi tu? Dar asta cu ordinele, că România, statul român primește ordine și că noi suntem pilon SUA... Bă, prietene, nici pe vremea fanarioților n-am auzit că eram pilon suntem al Turciei. Suntem ce să facem, dacă suntem acum ce? Păi bine, mă, dar să ți-o spunem față așa? Păi ce vrei, să ne știi mintă? Că se mai zice. Să ne mintă. Se mai zice așa, pilon al NATO. Tu preferi pe, pe Iohannis care... Da, pilon NATO, pilon UE. Astea merg, că zici că da. Ești parte dintr-o organizație unde ai un rol. Deci cât de proști? Bă, care bă, e? Da, cât de proști? Da. Atât de proști. Ia. Da? Vrei să vezi? Da. Te rog. Bă, tu știi că rușii ăștia, firar, mama, să nu zic vorba, da, știi că s-au terminat, am dat noi, mor de frig, mă. E da, era frig, erau țuțurii pe scară. Da. Uite, să-ți dau un pic ce n-ai văzut data trecută, așa. De la un mare gânditor. Bănuiesc că de la Hamangia. Da, păi numai de acolo avem. De pe 11 ianuarie, fii atent ce spune pe 11 ianuarie, geniu nemărturisit al Antenei 3. Te rog. Dați-mi și mie 999B. De ce dai numere atât de mari? Ca să sperie anticristul. Ia. Țărilor Uniunii Europene, prin indicare și ale României, sunt peste 70% pline în mijlocul iernii. Fii atent. Fără să apelăm la gazul rusesc, fără să înghețăm, nu înghețăm. Fără să se pună în aplicare această amenințare absolut oribilă a lui Vladimir Putin și a Rusiei. Dar vezi? Da. Blestemul acesta se întoarce împotriva lor, doamnelor și domnilor. Ia auzi, mă. Sunt din ce în ce mai multe imagini care ne vin de la Moscova. Ia nu dintr-un sat izolat de undeva din, chiar știu, din Moscova. Siberia înghețată, nu de pe teritoriul celei mai mari țări din lume, Rusia, undeva la margine, ci chiar Moscova. În capitala Rusiei, în Moscova. Da. Oamenii se filmează protestând, disperați, de faptul că
pur și simplu nu mai pot trăi în blocurile înghețate. Știai? Am văzut, nu am dat... Da, da, ți-a explicat omul. De ce? Care? Cum stăm? Da, mă, blocuri înghețate, mă, Marius, în Rusia. Ce vrei de și nenorociții ăștia, mă, e care au vrut să ne înghețe pe noi, dar n-au reușit. Și s-au înghețat pe ei. Noi avem 70%, băi, depozitele pline. E ca în aia, crea să... Și nu înghețăm, nu înghețăm, Marius. Noi nu înghețăm acasă. Nu înghețăm, deloc nu înghețăm. Deloc. Dați-mi 998 bevă. Ia să vedem dacă înghețăm. Da, mă, asta în e... În ultimele 4 ieri, din bucureștenii au avut de suportat atât frigul din locuințe, cât și facturile uriașe. În acest moment, primăria nu a reușit să pună la punct un sistem de calcul realist al livrării agentului termic. Aoleu! Nu lucrează nimeni, nu, Bogdan, nu lucrează nimeni, domne, la... Deci, asta e în România, anului 2024, lumea nu are apă caldă, nu are căldură. Ați văzut un număr de aproape 900 de blocuri din București, 900 de blocuri, înseamnă foarte... Ce ai zis, mă? Ești... Cât de proști? Cât de proști suntem. Ești un om rău care... Ce-am făcut? Pe 11 înghețau ăia Rusia și noi nu înghețam? Nu ți-a spus, mă, Radu? A venit și la noi. Păi da, a spus pe 11 că nu înghețăm. A bătut vântul și a venit. Cum, mă? Adică noi nu înghețăm și pe urmă vine gâdea după o săptămână și ne îngheață? Păi într-o săptămână se întâmplă multe, domn profesor. Ah. Vali, într-o săptămână, păi a venit, a adus ciclonul. Cine? A venit ciclonul? Pe partea... Tu ești sigur că ai fost la Davos? Pe partea ailantă. Nu în altă parte? A venit pe partea ailantă în ciclonul și s-a răcuit. I-ai văzut, mă, pe aia în Statele Unite cu mașinuțelor electrice? Sărat. Aia că nu mai porneau, păi da, nu știu. Păi s-a făcut autonomia la jumate. La jumate. Și stau 5 ore să le încarce. Ce vrei, Vali? Vrei electrică? Stai. Păi da, le-a făcut robinet, mă. El a făcut? Păi da, toți acum au vrut mașină electrică de 5 ori mai scumpă și acum stau să uită la ea nămeți. Corect. Bun. Deci, copii, luați-vă mașini electrice bune. E de da, ai sărit de la Andruș la... Ne întoarcem. Bă, vreau întâi să... Am înțeles de la tine că e război rece în Ucraina și nu înțelegeam de ce. A, și acum ai exemplificat, cum să pentru spune. Că fiind Ucraina între România și Rusia, corect? Corect. În Rusia ăia au înghețat, i-a luat dracu pentru că sunt răi și da. Fac războaie și sunt criminali. Foarte acum nu știu de zis. Ce... Dumnezeu, ce are Dumnezeu cu noi? Că noi nu suntem nici răi, nu facem păi războaie. Să-l întrebe pe Nicușor. Nu, să-l întrebe pe Gâdea, că Nicușor săracu e ce a hotărât Dumnezeu să fie. Radu Tudor a zis Mucinii că... Omul, nu, dar Radu Tudor a zis că nu înghețăm. Păi m-a venit Gâdea și a zis că înghețăm. Păi dar n-a vorbit cu el. Eu mă uit la mine și nu mai știu cum sunt înghețat, dezghețat. Dar n-au vorbit, ești ușor dezghețat. Mai mult? N-au vorbit între ei. Așa, e, fiind Ucraina între România, care zice Radu Tudor că nu îngheață, dar Gâdea vine și mai mare decât Radu Tudor în grad și a spus, bă, pe Vipușcă la mine dă că păi e... Păi gradul bate funcția. Întotdeauna. Da. Și în Rusia e clar că ea îngheață, că ai văzut, sunt răi sau și... funcția de... bate gradul, da, scuze. Nu mai, da, bate gândul, mă, nu gradul. A. Așa. Ucraina fiind între România care îngheață și Rusia care îngheață, acolo e război rece. Te-ai prins, mă? Hai, mă, că le are ciolacul. Măi, încet, încet fac și eu legătura, dar mai greu. Tu faci legătura cu Beatrice. Tu faci legătura cu Beatrice și fac legătura, fiind rece, știi că mintea... Da, ce focar ești, ce focar de inteligență. Sunt un focar. Ești un focar. Tu ești o adevărată pandemie, da. De asta mi-e teamă. Da, da, ai văzut că mă repliez ușor, ușor. Te repliezi. Mă luc cu vaccinul. Treci pe vaccinuri, treci pe vaccinuri. Ce vorbești? Umiliat. Deci, hai să îi școlim puțin pe români la școala manipulării. Copii, vă învățăm astăzi cum se face. E foarte simplu. Tot ce trebuie să faceți e doar să nu înghețați în casă. Dacă sunteți în Rusia, n-aveți cum înghețați. Dacă sunteți în România, poate aveți o șansă. Dați pe rece, cum spune Zelenski. Dați mai rece și nu o să fie ger. Rece nu înseamnă ger. Înseamnă rece. Deci, Marius. Da. Oamenii ăștia au primit ordin să-l desființeze pe acest personaj. Nu e un personaj important, nu e Dumnezeu planetei în România. E un protestatar, exact. Corect. E un om care a venit, înțelegi? În stradă, să spună, bă, nu se mai poate. Și când spune nu se mai poate, atenție, nu se referă la faptul că nu știu ce profituri mai... Că am înțeles de la domnul Ciolacu Zizelenchi, că fermierii mari s-au descurcat. Până una alta, noi mâncăm rahat cu perje de la ucraineni. Noi? Da, noi.
Noi cine? Au năvălit gârnele. A. Înțelegi? Au venit. Da, mă rog, nici nu se vede trapa când se deschide, nici portul Constanța, ci că nu-i blocat de ucraineni. Așa am înțeles. Eu iau de la autorități, că așa m-am învățat ăla. Toma Alimoș, sau cum îl cheamă pe ăla de la CNA, că nu mai știu. Nu știu, nu. Zi-mă cum îl cheamă, că mereu uit. Toma și mai cum, Alimoș. Toma, da. Așa, care zicea, bă, luați de la autorități. Nu mai luați din părți, nici... Și lumină. Exact. Așa. Și eu am luat de acolo și am înțeles că totul este bine mersi. Acest personaj, Andruș, pe care l-ai avut și tu în emisiune, da, s-a erijat într-un fel de lider informal, dar i s-a spus imediat că face politică. Uf. Face politică, deci nu e bun, și asta înseamnă ce? Că el compromite mișcarea protestatarilor, fermieri și transportatori, care au ieșit în stradă să spună acestui guvern că nu mai merge cu slavă Ucrainei. Că sunt distruși. Că recoltele putrezesc nici măcar în hambare. Că nu mai pot duce nici măcar în port ceva de slavă Ucrainei. Și că, bineînțeles, de aici încolo sunt o sumedenie de alte lucruri, dragă Marius. Dragă Vali. Au făcut o... Ai văzut că întâi nu s-au calificat. Că n-aveau listă. Da. Ai văzut? După aia au făcut lista. După aia au făcut listă. Uităm aici. Așa, și mamă ce a început pe televiziuni, Marius. Jihad. Jihad, păi, nu? Băi, erau acolo niște revendicări neconforme. Nu? Păi nu erau bune revendicările. Nu, nu erau. Păi Vali, când în momentul în care te-a pus să faci o protest, da, o demonstrație, păi nu, de asta... Stai să le spunem românilor trebuie care să ai revendicări ca lume, da, nu așa. Da. În primul rând, și-au semnat acolo aia cu poporul român, ceva, băi, cum, ce, care popor român, mă? Cine sunteți voi, mă? Ia, plecați, mă, de aici. Ia, fii atent aici. Uite. Te rog. Printre altele ce au cerut oamenii ăștia, ci că interzicerea oricărei forme de capital străin a cumpărat terenurile țării. Plomaj, mă, deci pe asta e revendicare să veniți voi, mă? Exact. Bun, voi rușine, mă? Asta zic și eu. Bă, politicilor. Sau, fii atent, scoaterea finanțării partidelor politice de la bugetul de stat, întrucât această gaură neagră trebuie să o plătim noi. Plomaj de aici, mă, e clar, protest politic, mă. Mă, nenorociților. Sau... respectarea referendumului privitor a reducerea numărului de parlamentari. Păi cum, marș. Voi cu astea veniți, mă? Sigur, n-am erau, ce să caut. Erau 76 de revendicări, astea erau la sfârșit. Bă, lasă că compromis. Și aia la 10 august și aia aveau tot 70. Că s-au compromis, mă. Ia uite pe asta ce tare e. Ia. Și că emiterea unei legi a ursului, ce n-am reușit noi să facem atâta timp. Că mănâncă ursul om în România și băieții ăștia n-au aflat încă de ce mănâncă ursul om. De foame, de ce să de foame, dar ei cred că așa le-a spus Uniunea Europeană, Ciolacu and Company. Au impresia că există niște legi. Noi n-am apucat să ne ocupăm, să le arătăm că există niște legi în Uniunea Europeană ca ursul să nu mai mănânce omul așa cum mănâncă în România. N-avem timp. Dar n-avem timp azi. Da. O să vă spunem altă dată. Nici sau, chef. Uite, rectificarea legii vânătorii prin obligativitatea apartenenței, bla, bla, bla. Bă, deci vedeți câte, cam astea erau alea politice. Bă, rușine, mă, rușine. Cum v-ați permis, mă, protestatarilor care ați rămas cu recolta distrusă în câmp? Oameni care ați investit în input-uri, nu? Cum spun ei, și s-a ales praful, mă. Care vă pun ăștia RCA-uri de nu le puteți duce, mă. Care stați în genunchi pentru că statul român primește ordine de... Că de-aia suntem pilonul Americii, nu? Și Zelenchi e în război rece. Ca să înghețați voi în casă că de-aia e rece... conform HCM-ului, înțeleg, semnat de Vladimir Vladimirovici Putin, că el înțeleg că e zeul frigului. Ăla dă frig la toată, nu? La toată a, Europa. Așa, da. Noroc cu Radu Tudor, care ne mai încălzește că ne spune Radu, că... nu Ranu. Ce-am zis? Ranu Tudor. Ranu am zis? Da, da. Scuză-mă, da. Răducule, sunt obosit. Te rog. Deși Lanu nu ți-ar sta da. Rău deloc. A, așa. Și eu am aici un desfășurător pentru 22 iunie 2024. Clar. Ai văzut, nu? N-ai nu. Ai confundat. Da, nu, e ok. Nici nu m-am uitat. Așa. Deci, Mariusică, dacă am ajuns da, aici... Da, Valerică, stai aici, sunt. Spuneam că învățăm pe oameni cum se face. Întâi se dă un telefon. Înțelegi? Da. Se dă un telefon care sună așa. Băieți, alo, miliția. Da, ordonați. Vezi că a apărut unul, e cu o căciulă. Așa. Ce... Umflați-l. Băi, fezandați-l. Dați-l că e politic, organizați-l puțin și hai să rezolvăm problema asta. Poftim? Deci a fost dat pe listă. Da. Așa se face? Da. Nu pot să cred. Cu Andruș, zici. Păi hai să vedem. Ia.
suntem pe 16 ianuarie. Dați-mi 1004B. Stăteam să mă gândesc la profilul domnului cu căciulă, dacică, sunt tentat să-i spun, pentru că a cochetat cu politica și mai ales a lansa aceste solicitări care intră mult în politică, înseamnă într-un an electoral să vrei să strângi capital politic. Pentru cine? Pentru sine? Pentru a servi un alt partid? Pentru a se alia mai târziu cu o altă grupare, pentru a crea o platformă de nemulțumire, pentru a genera ceva alt sistem. Asta deocamdată dă de bănuit că suntem pe direcția aceasta, dar fără nimic închegat. Poftim? O critică a rațiunii. Dar vezi tu, ăștia de la Digi, așa. Vezi tu, ei nu au, n-au ofițeri de stat major. Cum? Nu, ofițeri de stat major, au tablagii. Zici, băgați-o pe asta. N-ai un grad superior. Români, să vă explic cum se face. Întâi, te duci și îl studiezi pe om. Vezi, are 15.000 de oi? Are. Da. Nu știu câte hectare are. Cât are în casă pe... nu e așa, carpeta aia cu răpirea din serai, nu? Câte copite de cai sunt acolo? Numărăm. Că poate copita aia de cai, cai de herghelie, dacă herghelia sau a fost cumpărată... cai nu? Globe. Păi nu, exact, asta trebuie văzut. Inclusiv tencuiala din spate, pentru că depinde de tapet. Corect. Câte, nu-i așa, cusături pe dreapta ai în zona acelei mici înflorituri de stil care acoperă pieptul umflat de mândrie națională, mai ales dacă este înfășurat într-o cămașă cu... garnitură. Și atunci toate lucrurile astea contează pentru că îi construim omului un profil. Deci nu o facem așa, băi, alo, ce faci, bă, politicule? Nu, 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 nu. De pildă, constatăm că omul a fost la o dezbatere politică. Nu, da. A fost invitat. Hai să vedem cum a fost invitat săracul. Dați-mi 636 a, vă rog. Deci este o mică ghidușie, l-au invitat și pe la o dezbatere politică la 1 decembrie, da? Da. Ia. Uite-te, așa arată invitația, ți-am dat-o ca să o vezi bine, pentru că atunci când o să-ți o dea Mihai Gâdea, nu o să o vezi bine. Deci, după, dea, de cum zice acu info în campanie electorală. Dănuț Andruș. Așa, vezi, l-a invitat și pe el acolo, ăștia și-au făcut acolo, mă rog, după cum vezi un poster, cum ai face tu, nu, un titlu la emisiunea ta, în care scrie acolo, emisiune în care m-a invitat și pe mine, ceva de genul, cum să pescuim extratereștrii de pe vârful Ciomolungma. Mm-hmm. Acum, ce treabă am eu că ai spus tu așa, dacă, mă rog, mi se corect, pare. Aia au spus, titlul da, tău. Că au tăiat partidele de pe afiș. A, da. Așa, zice, băi, avem opțiuni, ieșim la vot masiv, nu mai votăm pește, alternative politice, deci l-a invitat la o dezbatere da. Pe micuț. Ce crezi tu că a îndrăznit să facă omul ăsta? Să țin, să vorbească, să nu, spună... micuțule, ai greșit. No, n-ai înțeles nimic, nu știi cum să face. Dați-mi 637, vă rog. Micuțul, invitat la dezbatere... A, șeruit asta. Da, mă, și-a pus-o și el pe Facebook. Sărac. S-a dus la dezbatere și a vrut să vadă Marius Tucă și Stan că se duce acolo. Și l-au luat ca șeruit asta. Vai de mine! Liniștiți-vă un pic, sunteți ok. De pe criminalule! Dacă... Ce ai făcut, Andruș? Ai șeruit. Cia! Cum? O! Jesus? Sau mi s-a părut? Da. Dați-mi 988B. Da. Da. Luați cu apă, că am văzut că v-ați... Clar. Adică, dintr-o dată le-ați amestecat într-atât de tare și uitați-vă ce dumneavoastră ați postat, că n-am postat eu. Haideți să vedem și video-ul. Eu aș vrea doar să fac o precizare. O secundă, Andreea. Vineri 1 decembrie, info în campanie electorală. Deci vreau să vorbim de campanie electorală. A fugit. Dar nu este postarea mea, este acela de la info. Păi pe care dumneavoastră ați șeruit-o. Grav! Șeruitul mi s-a părut interesant. Ei, haideți să vedem că mi s-a părut interesant, dar mi se pare și mie. Sigur. Deci dumneavoastră sunteți invitat unde? În campanie electorală, de la luntre adunate și iarăși la lume date, libertatea este dreptul de a le spune oamenilor ceea ce nu vor să audă. Grav. În 2024, la alegeri, avem opțiuni. Ieșim la vot masiv și nu mai votăm de PNL-ul, USR-ul, DMR, alternative politice. Și la această chestiune, dumneavoastră, se invita. Păi, în momentul în care vedem toate lucrurile astea și în momentul în care vedem
acest meeting. Ne întrebăm, e vorba despre, adică dumneavoastră, adică, sunteți preocupat de problemele fermierilor sau sunteți preocupat ce? Cu cine votează lumea? Ăla nu se trezea! Nu, săracul, dar ce vrea să... Bun, băiete! Ce a spus asta? Păi nu, am preluat-o. Dar n-am scris eu. Păi rău. Asta e. Poftim? A șeruit. Tot luni el... Pum, săracul, înțelegi? Nu, dar ce n-ai spus tu, pentru că n-ai omis. Și minciuna poți să minți prin omisiune. Da, nu da, e da. Cazul. Ia, mă rog. Ia aruncă-te. Ia. Păi erau 8 oameni în studio care l-au luat pe ăla, l-a martelat. Păi nu, că de-aia și fost adus. Da. Să facă ăia sac de box. Exact, tăiței. Să-l toace mărunt. Îi vedem și pe ea, nu pe toți. No, că nu pe toți. Da, o să-l vedem pe cel mai important. Da, o să-ți placă. O să-ți placă. Vari, acum și el a șeruit. Da. Adică să-ți șeruiești? Mă, nemernic. Măi, nu cum se face așa? Adică cum să spui pe Facebook, nu? Asta vreau să zic. Un titlu de dezbatere unde o să mergi, nu? Unde erai tu invitat. Exact. Cum să faci așa? Și nu ai făcut o afișu, dar n-ai văzut. El putea, știi ce? Să tăie afișul, da. Să dea doar partea de jos unde era el invitat, unde era trecut numele lui. Fii atent aici. Hai. 988, B, vă rog. Urmează ceva mai tare decât șeruitul? Din da. Ce în ce mai tare. Ia fii atent. Ia. A fost 988, zice. A fost? Da, păi a fost. Ce a, a fost? Mă scuzați atunci. Ce a fost, a fost. Ce a fost, a fost, da. Mm. Ei, acum ce va fi, va fi. 989, B, a, dacă 88 zi, a fost. Pe zi, încep să vii. Dumneavoastră vă mințiți pe dumneavoastră și pe noi și ne scoateți pe noi, evident, că eu am fost invitat la acea emisiune. Dacă domnul Gâdea scrie aici acum așa, Andruș, criminalul țării, eu răspund de ce scrie dumnealui? Eu mă uit cu simpatie la ce vreau. Da, așa! Credeți că este important persoana Dănuț Andruș? Vă mulțumesc, mă faceți mari. Problemele din această situație, problemele... Domnule, ascultă acolo, Mihai Gâdea. Nu, să deșară zile țara în situația asta. Și apar informații că dumneavoastră aveți activitate politică, că v-ați făcut partid politic, că ați luat un partid în care ați avut și Călin Georgescu, care Călin Georgescu ți-a spus eu. Recurse și mai departe. Cu sătura de pe broboadă. Dumneavoastră rezolvați-vă problemele pentru fermieri, pentru transportatori, pentru că în loc să vorbiți despre asta, se vorbește despre faptul că aveți activitate politică, despre faptul că cereți niște chestii politice în loc să rezolvați problemele voastre. Aici nu înțeleg eu. Eu înțeleg. Numărul de parlamentar. Pentru a fi deturnat scopul principal al acestui protest, se iasă cu tot. El încet în ce se trezește atunci. Presa a fost interesantă să vadă care-i treaba. Care-i treaba, bă? Ar întreba ce faceți dumneavoastră cu partidele astea și activitatea asta politică, presa ar fi tâmpită. Presa să vă întrebe. În momentul dacă în care n-ar face asta, ar fi tâmpit. Lumea, cei de acasă trebuie să știe. Oamenii ăștia sunt independenți, oamenii ăștia au o agendă, o altă agendă, pentru că astea sunt întrebări legitime. Da. Deci, ce e că nu e altă agendă, îmi pare rău. Mariusică, deci dacă n-ar face asta, ar fi tâmpit. Cine? El. Jurnalistul. Nu deci știu la ce te referi. Dacă n-ar face ce face... Păi n-a spus acum. Dacă n-ar face, dacă n-ar căuta... Dacă n-ar face, ar fi tâmpit. E adevărat. Dar păi, și el a șeruit, Vali, acum... Micuțule, dar ție când îți dă cineva ordin să faci ceva... Tu n-ai fi tâmpit dacă nu faci? Ia, hai să te văd aici. Aș fi de-a dreptul tâmpit. Ai fi de-a dreptul idiot? Cum să nu mă rău? Ordinul se execută, deci, nu se discută. Fii atent ce a făcut Micuțu Andruș. Micuțu Andruș, în contextul unor proteste Moldova, când toți fermierii, din nou, asta se întâmpla înainte de momentul ăsta, da? Când toți trăiau aceeași tragedie, că asta e... Cu slava Ucraina. Așa, și nu numai. Da. Și nu numai. Și nu numai, ei corect. S-au gândit să facă un partid al fermierilor. Cum se face în Germania și prin alte părți? La partidul ăsta se referă Micuțu Gâdea. Nu știu la ce te referi tu. Mai mult, omul la un moment dat chiar a candidat. Păi stai un pic, stai, dar partidul fermierilor e în Polonia, unde? Da, în multe e peste țări. Tot. Da. Așa. Și-au vrut, spune și el, mă, să facem și noi ceva ca să ne reprezentăm, să ne apărăm interesele. Ba chiar la un moment dat a candidat acolo la el în comună, împotriva, el fiind, înțeleg, a candidat atunci de la chiar PSD ceva. Și n-a reușit. Adică nu l-au ales oamenii. Că știi cum e în comunele astea, cum te alegi. Așa. E, asta este marea cruciadă politică a lui Andruș.
Înțelegi? Se duce la o dezbatere politică și eruiește titlul. A vrut să facă și chiar a depus niște acte un partid al fermierilor. Dar că nu are partidul, ca a spus. Da, spune și da, acolo. Da, ca să-și apere interesele. Sau la un moment dat a candidat și el, mic pitic, undeva într-o Și a spus și în lista de solicitări ceva că să nu mai plătim la partide? Îmi pare rău, sincer. Și a... Îmi pare rău. Protestul vostru este deturnat, e politic. Valia șeruit, a șeruit. Nu mai ai ce să spui. Absolut. Eu întotdeauna am spus. Mergem mai departe. Dar tu de ce spui ochelarii în toc de fiecare dată? Nu poți să-i pui pe laptop? Pentru că eu țin naganul în toc. Ai, tu nu știi ce aia. Tu ai șeruit? Nu. Vali, să-ți că explic. Nebunicul Beatrice. Pe mine, Gerzinski m-a învățat așa. Micuțule, dacă ai toc, nu pui în el doar nagan. Pui tot. Pui tot ce ai. Tot ce ai. Spune-mi, tu ai șeruit? Tu ai toc? Da, am oferit dar de multe ori. Dar știi ce ai nagan? Da, cum să nu știu. Ai tras cu el? Nu, că nu sunt. Eu am tras doar cu pistolul mitralier 7,62. Nu, nu lucrez. De milimetru și tu, parcă ai fost tu la o televiziune. Și cu tunul atitan. Dar ai lucrat mai și tu la o televiziune. Dar eu dădeam natural. Dădeam natural. Tu dădeai naganul deoparte. Dădeam și foloseam... Deci, micuțule... Tu ai șeruit vreodată? Stai să-ți explic. Măi, să nu mai șeruiți vreodată. Te văd obosit. Da. Se pare? Să-ți arăt cum se face. Deci, întâi, băgăm un afiș cu un titlu de dezbatere politică unde nefericitul era s-ar mic fi dus. Acolo trecut săracul, s-ar fi dus și de ce... Da. Și pe 1 decembrie, ne Nedumerit zicea, dar n-am scris eu. Dacă te zic gură că nu contează. Jap, jap. Exact. Pe urmă, ai vrut să faci partid? A vrut. Da, dar eu... Măi! Ok. Ați scris acolo ceva cu partidele? Da, dar... A deturnat. E, acum, după ce am discutat toate lucrurile astea, ca să ridiculizăm pe om total, știi, el s-a dus la umorul ăla. Da, a da. A vrut și au dat ăla la... Da. E, acolo, doamna, nu, aș trebui să zic doamnei, dar m-am gândit că să fiu totuși în linia gramatică a noastră, da. Așa. Deci, doamnei, da. Atache, ea n-a înțeles glumele lui. Sincer să fiu, erau cam răsuflate, dacă mă întreb. Da, n-aveau nicio... Da, și pentru că erau cam răsuflate, când s-a făcut planul, alo, permite să raportez, da, întâi băgăm aia cu afișul, da, asta e bună ideea, după aia zicem că a făcut partide și după aia, ca să ridiculizăm, băgăm prestația lui de la umor. A, da, și crezi că asta o să producă efect? Bineînțeles, păi nu, că lucrăm profesionist. Deci dăm o secvență cu el de la umor. Producător trebuia să te faci. Păi băiatule, eu lucrez, ți-am spus. Fiind de tot, fiind. Tu crezi că Gerzinski, chirurgie. Când m-a chemat prima oară la el, mi-a zis ceva de genul... Chirurgie faci. Bă, crezi că mi-a zis ceva de genul, măi micuțule... De fapt, ceva între disecție și... Mi-a zis așa, măi micuțule, tu crezi că dacă Beria o să vină după mine, tu nu ești mai bun ca Beria? Și am zis, tu ai și Gerzinski... Să trăiți, am înțeles. N-aș vrea să fiu mai bun nici decât dumneavoastră, deși sunt. Și a zis, bă, mi-a plăcut cum ai gândit aici. Foarte bine. Deci, bun, Vali. Deci ai... Deci, micuțule... Domnule profesor, ați arătat tabloul cum s-a desfășurat... Fii atent tu aici cum desfășurarea se... acțiunii. Nu. Fii atent. Nu, până aici. Na. Stai un pic ce... Na. Până ai arătat vezi? Cum s-a da. Desfășurat. Filmul. 990B. Fii așa. Atent. Ia de aici. Sper că n-am... Ai înțeles până aici? A șeruit și... Bă, după treaba asta... Așa. Micuțul Andruș, cățulă mițoasă, mm-hmm. nu? Căciuliță. Da. De oaie. Mm-hmm. Cu mițoasă în cap. Palmele bătucite de la mm-hmm. coasă și de la ce mai trage mm-hmm. el pe acolo la plug. Bă... Ce-a mai făcut? I-a cedat și lui natural. A, știu, și... A plecat asta și era ideea. Le-a zis băieților că asta era. A fost chemat 991 B, vă rog. La tocător. 991 B. Eu am văzut atunci. În lume. O parte din el, dacă vreți, dăm până mâine. Un moment important, nu? Un moment de la una dintre cele mai tare emisiuni în România. Aici a scotea fum, săracu. Că dincolo de aceste momente rămân problemele oamenilor, problemele acelor care au ieșit în stradă, problemele acelor care au nevoie în acest moment. Permiteți-mi să mă retrag atât timp cât dumneavoastră... Ce ai căutat acolo, fraiere? ...în emisiuni ca să vă puniți în mașina de carne acestei televiziuni, ar trebui să vă gândiți că problemele reale ale societății nu sunt ceea ce faceți. Micuțule, ce ai căutat acolo? Mult succes vă doresc. Mulțumesc și eu. Domnilor și domnilor, dați informații corecte oamenilor și oamenii vor apreciat. E regulă, mulțumesc. Bahă, alegeri.
faceți, manipulați. Bun, mulțumesc foarte mult. Baftă, Vezi că băiatul ăla lua la mișto, baftă. Da, da, l-ai prietenul tău, nu știu dacă l-ai recunoscut. Eu am prieten peste tot. Da, da, păi cum? Am văzut și în Rusia, și în Ucraina, și pe Zelenski. Zelenski nu-i prietenul tău? Fratele meu. Așa. Deci, micuța... Da, erau 8 inși, erau 8 oameni acolo în studio cu ăsta. Dar de ce s-a dus el, vorba ta? Vezi? Nu? Nu e o întrebare? Bun. A șeruit. Acum, hai să facem o mică inversare. Și să ne concentrăm puțin atenția pe vârful de lanț în această emisiune. Da? Cum spuneți, vă dați seama. Dați-mi, vă rog, 642A. Îl vezi? Îl cunoști? De la televizor. Deci, parlamentar PSD, fost pe la PNL, eu nu am preluat din ce a făcut băiatul ăsta în emisiune. Pentru că am și eu o limită la stomac. Ti doare? Nu mă doare, dar știi că... Dar ți-ar fi rău. Adică, înțelegi? Da, așa că doar îți arăt cine-i micuțul. Vârful de lance l-a desfințat pe Andruș. Băiatul ăsta. Care Andruș ai văzut? Un șmecher politic care, de fapt, încearcă să obțină... A șeruit. Are interese politice. A fost la Aemor, la asta. Exact. S-a auzit la Aemor unde s-a făcut de râs. Deci, oameni buni, nu puteți avea încredere într-un om care e ridicol la Aemor, nu? Unde normal. Mamă sunt beată, tronează și totul e ok. Așa. Și totul e foarte bine acolo. Deci, un personaj ca ăsta trebuie desființat, pentru că nu are ce căuta în plan public acolo unde ar putea să... Păi acolo suntem numai noi în plan public. În plan public. Ce caută el? Pan, ai zis? Pan-americană. Pan-american. Ce caută? N-are ce să caută. Suntem doar noi. Deci, mai dați-mi o dată personajul. Așa. Da? Deci, toată treaba asta se întâmplă la Antena 3. Nu cred. Unde... Domnul cu pricina este soțul unei jurnaliste de acolo. Da? Da. Până aici ai înțeles? Da. Sigur, CNN-ul care patronează, am înțeles, această televiziune, nu mai e pe vremea lui Cristiana Mampur, care căsătorindu-se, nu, jurnalistă CNN, cu James Rubin de la Departamentul de Stat, James Rubin își dădea demisia. Dar pe ăștia n-are cine să învețe că CNN-ul de acum, doamna Karine Saint-Pierre, e și ea într-o relație foarte specială cu CNN-ul, dar nu mai intrăm în amănuntele astea, că nu te interesează. Deci ei își au modelul calcat pe realități la zi. Nu pe alea adevărate, clasice, unde James Rubin își dă demisia ca să nu facă politică doamna Amampur. Ai înțeles? L-am avut pe James Rubin la emisiune. Sunt convins. Tot televiziunea asta, apropo de nu vă amestecați în politică, pune jurnaliști pe liste de partid în alegeri europarlamentare. Să nu amestece. Deci au jurnaliști în Parlamentul European pe listă de partid. S-au retras. Cine? Jurnaliștii. Cum au ajuns în Parlamentul European? Pe listă. A! A! Iar acest personaj... Păi, dar și asta ajunge pe listă, da? Da. Acest personaj e un personaj foarte interesant. Ia. Dați-mi și mie, vă rog... 635-a. 35-a. Uh-huh. 4 octombrie 2016. Ce zice acolo, mă? Că acest model de deontologie care îl măcina pe micuțul Andruș se împrumuta de 70.000 de euro de la Maital și Maian. Ai auzit de ăștia? Uh-huh. Nu are nicio importanță. Vezi că spune aici fel de fel de lucruri în care noi nu credem. Că banii ar fi fost recompensă pentru promovarea legii dării în plată, nu cred. Nu, nu e adevărat. Mm-hmm. Și creditorul ăsta de s-a împrumutat el micuțul, ci că e un offshore din Noua Zeelandă. Și uite, el explică, băiatul ăsta, un model de deontologie. Zice, am luat, alminter parlamentar, am luat un credit la o instituție financiară nebancară pentru că mi-am asumat ca în viața asta să nu iau credit de la bancă. Eu nu știu dacă este offshore sau nu. Deci vezi, este între ghilimele ce zice el. Odată parlamentarul român, mai știu pe unul tot de la partidul ăsta, care zicea că n-are card și că el își ia leafa direct de la... În mână. Nu? Da. Știm cine, da? Da. Bun. Ăsta zice, eu nu iau credit de la bancă. Așa e mai transparent, să iei de la offshore. Nu? Bun. Dar zice, eu nu știu dacă este offshore sau nu.
Știi, e și foarte greu să știi dacă, că nu s-a inventat încă internetul, să vezi ce aia, dacă e sau un paradis fiscal, nu până știe. Afli, ba, până afli, până... Ok, deci nu știe micuțul ăsta care îl toca pe Andruș. Ba, dar fii atent ce zice aici. Și că instituția financiară care a dat bani deputatului îl are ca unic acționar pe un personaj extrem de controversat. Moșe... Afaceristul israelian Pesach Moshe, partenerul de afaceri al lui Sorin Beraru, cel care a devalizat compania CICO milioane de euro și care a adus lui Beraru o condamnare la 5 ani cu executare și atunci era căutat... CICO al nostru? Nu, mă, CICO al... A devalizat CICO al nostru de toate zilele? Mă. Auzi, mă, deci parlamentarul român se împrumuta de la un nu se știe ce... Da. Care avea ca singur acționar pe un băiat care era partener de afaceri cu unul care a devalizat CICO. Și păi el de unde se știe că era la partener? Păi da, nu știa, e clar. Bă, n-am nimic, nici ok. Eu nici nu știu ce. M-am dus și eu și m-am uitat. Mă, cine e ăsta, mă, CICO? Moșe? Da, mă, mă, chiar o fi ăsta singur acționar acolo de unde și-a luat și ăsta? Și ăla e. Eu nu cred. Ia dați-mi 640, vă rog. Dar și câtă treabă ai și tu, totuși. Da, bă, nu știu ce dracu m-a apucat. Cine-s, mă, ăștia? Bă, stai așa, să mă și aici. Ia. Bă, ci că ăștia, ăsta e registrul ăla lor din Noua Zeelandă, nenorociția de acolo. Ci că, uite, ce scrie jos acolo cu roșu? 100 de, are 100% Moșe Pesach? În... Da, 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 da. 100%. Pe bune? Maital and Mayan Limited? Uite, în strada Brazilia. Băi, așa scrie 7-a, acolo. Bucarest. Bă, ce să fac, bă, băiatule? N-am ce să fac. Uf. Mă, auzi, un singur lucru am aici și vreau să te întreb. Dacă e offshore. Da. Da. Asta nu m-am lămurit, dar ne lămurește el, micuțul parlamentar, soțul doamnei, pupila ta, Oana Stan. Corect. Care este Antena 3. Corect. Deci dați-mi și mie 641, vă rog. Uite, asta îmi place foarte tare, o să-ți placă și ție. Da. Revista Capital a luat declarația de avere a omului, că eu nu m-am dus să iau declarația de avere, că stau relaxat în scaun, fac click pe computer și îmi spune computerul, vezi, spune acolo... Meital and Mayan ăsta a luat 70.000. Și te rog să citești în dreapta ce scrie acolo. Am un prieten, Moșe Pesa, așa? Care m-a împrumutat cu niște bani. Am făcut contract, e o societate transparentă. Așa, zi mai departe. Nu e offshore. Punct. Nu e offshore. Nu e offshore. Asta era pe 6 octombrie. Ia uite-te în partea cealaltă ce este pe 4. Pe 4 unde? În stânga? Da. Am luat un credit la o instituție finanțială în bancă, asta să nu iau credit la bancă. Eu nu știu dacă este offshore sau nu. Ce a făcut? S-a dus la cursul scurt în alea două zile? Și a aflat că nu era? Păi nu știu, te întreb. Păi da, așa pare, a citit. Deci s-a dus și a studiat? Da. A luat Enciclopedia României din 1930 și a studiat ce-i cu offshore-ul? În două zile? A dat căutare pe Google. Lui Andruș nu i-au dat două zile, săracul, să se lămurească. Nu e așa, acum e să se ducă într-o emisiune la Antena 3. Băieții ăștia măritați cu Antena 3 și care se împrumută nu se știe unde, dar transparent. La unul care e singur acționar, 100%, nu? Și care ia 70.000 de euro pe care i-a dat înapoi într-un an. 70.000 erau, da. Da. Maia Sandu a luat 30, da, a luat 3.000. Micuțule, nu înțeleg aici. Ce anume? Bă, eu știi ce cred că s-a întâmplat? Că a aflat sau că n-a aflat? Nu, eu cred că l-a luat nevasta la un scurt. La un scurt curs despre offshore-uri. Că știi că ea se pricepe. Da. Uite, pe 13 septembrie 2021 te învăț și pe tine, poate mulțumesc. Nu știai. Notez. Te ajut. Știi, întotdeauna te-am ajutat. Conștiincios, notez tot ce-mi spui. Uite aici, te rog să-ți notezi. Da? Așa. Ești pregătit? A la pași? Ia. Că sunt impozitele mai mari pe salarii decât pe dividende și atunci mai bine dividende multe ca la salarii puțin statului român, ca și domnul Cățu. Îmi iau bonusurile în offshore-uri, nu plătesc impozite statului român, dar după aia spun ministrul de finanțe. Deci urât cu offshore-urile, zice doamna. Păi da, că nu... Domnul Cățu al minter perfect legal, ca și domnul Daniel Zamfir, perfect legal. Da. De lege nu-i tocmai. Nu. Deci merge în offshore-uri, nu-i nicio problemă, dar e urât ce face Cuțu cu offshore-urile. Aici nu-i urât pentru că nu știam. Poate n-a aflat. Nu, aici e și eu cred că doamna l-a luat la cursul scurt și i-a explicat, bă, fraiere, nu mai spune tu că nu știi ce e offshore. Spune că nu e offshore. Nu mai spune tu că? Tucă. Domnul Tucă. Da, Tucă. Păi nu, că nu mai spune Tucă. Mă, eu știi ce cred? Ia spune-mi tu mie care e diferența între portofoliu și portofel. Diferența asta e că mi-ai dat greu și nu eram pregătit. Mai lua cum l-am luat pe Andruș. Hai zi aici că n-am timp. Între portofel și portofel? Da, portofoliu și portofel. Portofelul e un fel de pormoneu în care ții banii. Băi, ești fraier. A? Hai să te ajut. Te rog. Bă, când te văd așa slab pe cuvântul meu. Fii atent, pe nu vremea lui... Nu sunt și eu pregătit ascultă, în toate, da. Pe vremea lui Stalin tu erai mic, pe vremea aia, nu știai?
Sau nu, nu eram. Nu erai? Nu, nu deci eram. Erai și mai mic. Nu, nu, bon. Tu erai mic, deci, problema. Deci, fii atent. Nu, că nici eu nu eram, dar eu eram mare. Erai, încă înainte să fiu. Erai mare față deci, de mine, că eram atât că de mic. Așa. Dragii eu mei, sunt mic, tu fă mă mare. Dragii mei, cred că apreciați că culturalizez pe săracul omul ăsta, nu? Bun. Zi. Deci, prietene. Da. Pe vremea lui Stalin circula o vorbă, o glumă, la români. Mm. Zice așa. Cum se zice? Schumann sau Schubert? Greu. Da. Greu. Da, e greu. Și răspunsul știi care era? La ce? La întrebarea asta. Păi răspunsul era știu și eu una. Cum se zice la nu știu ce și aia întreabă Iran sau Irak și aia întreabă la ce. Zi. Băi. Așa era bancul, zi. Culturalizează-te. Te rog. Deci cum se zice? Schubert sau Schumann? Schumann sau Schubert? Mm. Răspunsul este Shostakovich. Fraiere. Da, știam, știam bancul, da. Treci la subiect, că mai deci jigni cum se zice? Mai jigni destul. Cum se zice? Portofel sau portofoliu? Portobello. Nu, fraiere. Portofino. Portofino. Portofranco. Portofranco. Deci, fii atent portofoliu. Aici, fii atent aici. Da. Când ai portofelul în cap, nu poți să zici portofoliu. Zici? Uite. Nu mă crezi? Păi eu sunt, dar nu l-am în cap, am tot timpul bine. Mă gândesc la portul. Ia-o pe asta din 2019. Așa. Dați-mi 987B. Ia. Se talează zilele astea și talentele deosebite, nu doar abilitățile în politică. La ședința de preluare a portofelului pentru Ministerul Tineretului și Sportului, vicepremierul Aruca Turcan. Cum ai găsit-o pe asta? Eu? Aproape 10 ani. Ai vorbit în timpul exercițiului funcțiunii. Mai dați-ne o dată pentru Marius. Ai vorbit în partea a doua. Se talează zilele astea și talentele deosebite, nu doar abilitățile în politică. La ședința de preluare a portofelului pentru Ministerul Tineretului și Sportului, vicepremierul Aruca Turcan s-a practicat karate aproape 10 gata, ani. Oprește, murit. Ce a făcut, mă? Ce a preluat? Un om rău. Cine e? Portofoliu? Sau portofoliu? Portmoneu. Sau portofranco. Portmoneu. Auzi, bă, fraiere, ăștia l-au tocat pe Andruș? Ia zi... Echipa asta l-a Valerica. Tocat pe Andruș? Da. Păi atunci să mergem mai departe. Dar Oana nu era acolo să-l toace. Acum, hai să fim serioși. Dar cumva jumătatea ei, ce a înțeleagă? Nu știu dacă era jumătatea, era soțul. Din... Așa, ăla care ba nu e offshore, ba întâi nu știa că e offshore și pe urmă a aflat că nu e. Nu știu, fraiere. Dar cum e, fraiere, treaba asta? Că te duci să-ți cumperi pâine și nimerești în latrina porcului. Și când ieși de acolo, zici, dar n-am știut că era latrină. Dar de ce te-ai dus? Păi nu, dar pe urmă zici, de fapt, nu era. A. Mamă, și ți-ai luat pâine de acolo? Mă întrebai? Nu. A, era o întrebare retorică. Nu știu. Utopică, o întrebare da, utopică. Adică, cum e asta? Deci ori e, ori nu e. Deci oamenii ăștia ce fac? Ce să facă? Fac că informează publicul. Bun. Atunci hai să mergem mai departe ca să te învăț. Micuțule, ne întoarcem la Andruș, da? Da. După povestea cu plecarea lui din emisiune, da. Ca să înțelegi, jucăria lui Gâdea de la Sinteza Zilei a dat roade. Ai. Da? Nu știai? A fost șeruită și ea? Nu. Uite, pe 17 ianuarie, așa. Foarte frumos, dați-mi 992B. Fia, ce ai făcut? Ce anume? Nu m-am auzit. Păi a arătat filmarea și a plecat omul. Dar la cine era? Nu contează. Așa. Un domnaie. Aha. Îi reproșează? Că da. A plecat din emisiune? Păi nu trebuia să plece. Nu-i așa? Trebuia să rămână să-l... Exact! Să-i taie capul. Să-l dea la rațe. Vezi efectul? Mm-hmm. Efectul manipulării? Hai să-ți mai arăt. Așa. Pe doamna vedetă Gina Vacariu, știi? Nu, nu sunt. Nu? Adică tu știi pe ea vechi. Nu e de la mine din sat. Nu? Nu. Nici măcar din Ocol? Ocolul Silvic Redea. Ok. Dați-mi 995B, vă rog. Nu vreau să vă asociați cu oamenii de rând. V-ați zis că sunt instigatori printre, nu? Nu ni se pare corect ca dumneavoastră, profitând de toți oamenii ăștia care n-au nicio treabă cu politica, dumneavoastră să vă faceți un partid politic pe care deja dumneavoastră ați depus actele cu mult timp înainte. Eficienți, nu? Dar este rău să dorești să faci un lucru? Nu este, bineînțeles că nu este. Dar să știm cu toții. Dar spuneți, doamnă, fiți transparenți. Noi am mai făcut un protest în luna martie. Dar v-am dus să amint când am ieșit tractoarele în țară.
că toți fermierii din nordul țării o să fie următori. Noi trebuie să ne facem un partid să ne reprezentăm. Să ne reprezentăm. Ce-i rău să ne asociem toți și să facem un lucru. Trebuie, scuzați-mă că vă întreb, considerați că trebuie puțină transparență? Uite-l pe fermierul ăsta. Are față de fermierul. Puteți să le insertăm oamenii lui Dumnezeu. Cel mai indicat ar fi, din punctul meu de vedere, să fondăm un partid în cazul în care dumneavoastră deja ați înaintat actele. Lucrul ăsta ar trebui să fie cât mai transparent. Adică nouă ni se pare foarte premeditat. Poftim? Domnule Nae, vin către dumneavoastră, oamenii spun din stradă, colegii dumneavoastră, că li se pare premeditată chestia asta, cred că de organizarea protestelor se referă, pentru că domnul Andruș a înființat un partid, a făcut solicitare de înființare a unui partid la finalul anului trecut. Dumneavoastră, ce v-a zis în stradă? V-a zis despre faptul că a candidat de două ori de la PSD? V-a zis că a înființat și un partid politic? Vi se pare premeditată chestia asta? Vă rog. Îți place cum merge mașinăria? Uns. A? Uns. Ai văzut react cum au apărut micuții minte limpede, clar. Deontologii, printre fermieri. Prietene, păi da, transparentă, cu, ai văzut, șepcuță în cap. Asta e piața, Vali, n-ai asta e piața, am înțeles. Mă, să știi că protestatarii nu sunt proști. L-ai văzut în stânga pe un domn Maria, bă, au început să se trezească. Așa. Da. Ia fi atent aici. 993B, vă rog. Stai puțin că s-a blocat calculatorul. Trecem peste. Nu, nu, nu. S-a deblocat. Acum. Era și timpul să se blocheze. 900, ce ai zis? 993? B. B. Hai că se scorojesc pereții. Ma perché? Ma perché? Bun, hai să mergem la spunem dacă merge ca să nu... Gata, acum. Eu am venit aici să văd problemele care sunt și la ceilalți fermieri, să ne stăm împreună aici în grupuri să vedem ce soluții găsim, pentru că s-au încercat și nu vreau să înțelegeți, să zic că nu vreau să dau în dumneavoastră, Doamne ferește, nu dau în nimeni. Atunci când a venit acest domn Andruș la televiziune, trebuia trecut peste problema aceea cu dreptul constituțional, cu neconstituționalitatea de acel articol, trecut la celelalte, din celelalte discutat, care se pot rezolva. Sunt probleme care se pot rezolva dacă se dorește și se vrea și sunt soluții viabile și pertinente și care se pot face cu impact bugetar zero. Deci nu-i prostesc pe oamenii ăștia, dar efectul în piață s-a văzut imediat. Au venit trepădușii, băieții, băi, faci politică, bă, nu ești transparent, bă, ce-i cu tine aici, mă? Ia fi atent. 994B, vă rog. Oamenii singuri simt treaba asta, bă, n-avem noi treabă cu politica. Adică nu ne place să fim acuzați, să fie acuzați unii dintre noi că au făcut politică, cum a fost acuzat domnul Tănuț și Andruș. Păi o fi făcut politică, dar pe mine mă rează trecutul nimănui. Dacă o să căutați și în al meu, poate și în al altuia, la 50-60 de ani veți găsi unele probleme. Nu ne interesează trecutul, trecutul înseamnă istorie. Din istorie învățăm să nu repetăm în viitor greșeli. Pe noi ne interesează prezentul și viitorul apropiat și mai îndepărtat. Ați înțeles, ați înțeles, oameni buni, cum se manipulează grosier. Grosier, pentru a demonta, demantela, desființa un protest legitim într-o țară controlată în totalitate de securitate? Inclusiv prin aceste televiziuni? Tu crezi că e controlată țara de securitate? Uite, hai să-ți dau o mână de ajutor. Fii atent aici. Tu... Păi spune-mi asta de 20 de ani, ce să spun? Zici tu ești un băiat într-o emisiune. Ne-am întâlnit în gara Basarabas noapte și am... Ia-o pe asta. Da. Tu ești într-o emisiune de televiziune. Ai văzut cum e emisiunea de televiziune? Așa. Sunt aduși acolo o șleactă de indivizi. Invitați se cheamă. Da. Invitați. Ai noștri ca brazii. Invitați, da? Da. L-am martelat. Și vin eu la tine, pe care te-am adus acolo, pentru că ești pe listă. Și zic așa. Da? Deci tu trebuie să faci ce spun eu să faci. Corect? Fraiere, te dau afară din emisiune. Taci din gură, nu mai faci mișcări. Adică... Da? Deci de ce te-am adus aici? Ca să susțin cauza. Așa. Și acum fii atent, îți zic așa. Așa. Deci te-ai pregătit? Da.
Deci, încă o dată, ce ți-a spus Gâdea? Ai fi, cum a zis, tâmpit? Să? Dacă nu faci... Dacă nu fac ce... Ce trebuie. Ce trebuie. Ți-a spus Gâdea? Da. Tâmpit? Dacă nu fac ce dacă trebuie. Dacă nu faci. Da, da. Deci gândește bine ce faci acum. Da. Chiar relaxează-te, facem o scenetă pentru voi, dragii mei. Așa. Deci, iată, micuțule, ești pregătit? Da, uriașule. Ți-ai tras ciorapii? Pe cap, unde să mi-i trag. Deci, fii atent. Eu acum, spargem o bancă? Tu știi ce trebuie să faci? Mai vorbim, așa, conștiința gândirea ta. Ei, lasă-le. Vezi și tu cum le amesteci. Ok, fii atent. Lasă-o încolo de conștiință. Deci, ești pregătit? Hai că mi-am aranjat sacoul. Bă, Marius, nu știu dacă ai observat. Putin e foarte bolnav. Nu vorbi acum, vorbești când te întreb eu, da? Tac. Deci, Putin e foarte bolnav. Înțelegi? E bun. Păi și a apărut și un sondaj de opinie acum în Rusia. Și că rușii îl susțin pe Putin. Da, bă. Păi, îți dai seama ce sondajul fie. Rusia susțin rușii pe Putin. Ești nebun la cap. Da. Așa. Și asta cu boala a ieșit acum Lavrov. Zice că nu-i bolnav. Lavrov vine și spune. Deci fii atent ce vreau să te întreb, Marius. Deci, Lavrov vine și spune că Putin nu-i bolnav. Pe de altă parte, avem sondajul ăsta de opinie în Rusia, unde rușii se pronunță masiv în susținerea lui Putin. Și că o să voteze... Taci! Te-am întrebat eu ceva, mă? Ce-am? Dar n-a bătut pe nimeni moderator. Oh, mă face iau de la început. Vrei să mă tur cu tine pe jos acum? Mai stăm un pic, zi. Deci, reiau de unde am rămas, da? Mm-hmm. Te concentrezi? Încerci să... Nu e ușor. Vezi, de-aia ai picat de trei ori la iate, ce fraiere. Nu e ușor. Nu știi... Hai. Și când te-a chemat Ciolacu să-ți dea... Mă concentrez. ...ceva și ți-a explicat că aici... Am fost plecat din localitate. Aici statul execută niște ordine? Mm-hmm. Tu ce ai înțeles? Că faci de capul tău? Da. Hă? Da. Da, Zelenchi, crezi că... Hai, Zelenchi, zi, că stau în tensiune. Păi mă enervezi, nu știi să joci. Aia. A. Deci fii atent aici. Recapitulez, te concentrezi? Așa. Da. Deci avem un sondaj de opinie în Rusia. Sondaj care apare că Putin e foarte susținut de ruși. Și mai este și ăsta, Lavrov, care spune, bă, terminați prostia asta, că Putin e bolnav. Nu e așa că Rusia e pe marginea prăpastiei? Că Putin e terminat? Da. Că nu-i susținut de nimeni în Rusia? Da. Și că e bolnav mort? Da. Anul ăsta trebuia să răspund? N-am fost suficient de... Sau... stai un pic! Trebuia să... Bă, Marius, nu, dar ai răspuns corect. Mă. Credeam să fiu tâmpit să nu... Nu, dar ai răspuns corect, să știi. Și aici e, și eu sunt ușor, cum să spun, șocat. Debusolat. Da, debusolat. Pentru că, uite-te și tu ce dracu s-a întâmplat. Ia. Spune-mi tu acum, eu ce dracu să zic aici. Uh-huh. Băi, încercați să nu stricați computerul acum, vă rog mult, da? Da. Bă, Marius, ce dracu să zic acum? 993? Nu, mă, taci din gât. De unde știi tu ce e aici? Nu, încerc acum să mă gândesc. Mă mie? Ce dracu? Încercăm? Hai! Deci încercarea moarte n-are. Dați-mi 1000B, vă rog. Ți-am zis că 1000B. Bun, domnule colonel, mai adăugăm niște informații. Apare, sigur, în Rusia, acum cum se fac sondaje de opinie, nu știm. Dar apare informația că Putin ar fi crescut în popularitate. Și de la începutul războiului și de la începutul momentului în care presa internațională publică informații că Putin este bolnav, iese Lavrov și spune nu este bolnav. Aceste lucruri ne arată un Putin și o federație rusă care în interior sunt ascultați, că apare sondajul, acum că el e livrat pentru opinia publică, ca rușii spune, uite bă cum îl iubesc ai noștri, sau e tocmai un semn că acolo începe să se creeze, eu știu, o stare de neîncredere cu privire la deciziile lui Vladimir Putin. E interesantă formularea dumneavoastră, dar eu prefer să fiu obiectiv. Să mă uit pe harta Ucrainei și să văd că Donbasul aproape că este cucerit de armata rusă, că sudul Ucrainei este pregătit pentru proclamarea celor două republici cu capitalele la Herson și Zaporoje și că acest sprijin pentru Putin este real. L-ai mai văzut la sinteza zilei? N-am mai apărut.
Mă, dar ce... Ce-ai făcut, păi, mă? Băi, dar... Bă, tu ești nebun la cap. Cum să faci așa ceva? Dar cum să spui asta? Bă, dar cum... Da. Bă, dar ți-a explicat ăla foarte clar. Păi, bă, dar întrebarea lui era, zice așa... Stai o secundă. Da, zice, domne, sondajele astea nu știm cum sunt făcute, fapt, e susținut. Pe de altă parte, Lavrov spune că nu e bolnav. Păi și care era problema? Bă, tu ești fraier? Păi, îți mai spun o dată, că văd că nu înțelegi. Bă, în Rusia, sondajele sunt favorabile lui Putin. Da. Lavrov vine și spune că Putin nu e bolnav. Păi și unde era problema? Păi, deci rezultă că e bolnav și că rușii nu îl susțin pe Putin. Ce n-ai înțeles? A. Și ăsta zice, nu e așa. Am crezut că se bate cap în cap, se bat cap în cap, nu. Cele două, of. Vezi, vrei să mai dau o dată? Păi, eu de-aia n-am fost moderator niciodată. Bă, deci încă o dată. Sondajele sunt favorabile lui Putin, da. Și Putin nu e bolnav, spune Lavrov. Da. Nu înseamnă că aici începe acea tragedie a neîncrederii. Decăderea. Decăderea lui Putin. Și el a zice... Da, îmi place cum gândești. E interesant. Dar rahatul ăsta eu nu-l mănânc în emisiunea asta. Da. Vrei să mai vezi o dată? Nu, da, plecând de la premiză, concluzia, adică era... Mai dați-ne o dată 1000 B, că poate înțelege și Marius. Bun, domnule colonel, mai adăugăm niște informații. Apare, sigur, în Rusia, acum cum se fac sondaje de opinie, nu știm. Dar apare informația că Putin ar fi crescut în popularitate. Și de la începutul războiului și de la începutul momentului în care presa internațională publică informații că Putin este bolnav, iese Lavrov și spune nu este bolnav. Aceste lucruri ne arată un Putin și o Federație Rusă care în interior sunt ascultați, că apare sondajul, acum că el e livrat pentru opinia publică, ca rușii spune, uite bă cum îl iubesc ai noștri, sau e tocmai un semn că acolo... Începe să se creeze, eu știu, o stare de neîncredere cu privire la deciziile lui Vladimir Putin. E interesantă formularea dumneavoastră, dar eu prefer să fiu obiectiv. Să mă uit pe harta Ucrainei și să văd că... Mulțumim, e suficient. Donbasul aproape că... Deci mulțumesc, dar bă, atât de prost nu vreau să fiu. S-a uitat pe hartă. Da. Și n-a șeruit. Da. Auzi, spune și mie, cum îți explici chestia asta? Dați-mi 996B, vă rog. Lovitură pentru premierul Viktor Orban. Parlamentul European a adoptat rezoluția prin care Ungaria ajunge la un pas de a pierde dreptul de vot în Consiliul European. Totodată, oficialii de la Strasburg cer ca Ungaria să nu preia în iulie președinția rotativă a Consiliului. Ai auzit, mă? Oficialii de la Strasburg, adică Parlamentul da, European, cer să nu preia... Să nu preia, da? Păi cum să nu preia? Păi tu ai auzit, mă? Ai... Da, dar... Ce ai? De unde până... Da. Cum de unde până unde? Sigur, noi nu o să punem acum documentul, rezoluția Parlamentului European, că dragi români știu că aveți altă treabă și, și ați înghețat în Rusia, de nu mai puteți în România să fiți bine. De unde au luat chestia asta? Știi că ei fac referire la Politico, ci că ar fi zis Politico chestia asta. Mm-hmm. În exact reportajul materialul respectiv. Da. Da. Deci ai auzit că oficialii de la Strasbourg, adică Parlamentul European, a cerut ca Ungaria să nu preia președinția rotativă a Uniunii Europene. Deci, ce e asta? Dați-mi 646A, vă rog. Parlamentul European sau Consiliul European? Parlamentul European, că de aia povestea. Aha. Era vorba de Parlamentul European. Ce zice acolo? Deputații europeni au cerut Consiliul așa. Ia vezi, acolo subliniat. O încercare extremă extinși de a suspenda președinția rotativă a Ungariei la Consiliul care se va întinde între iulie și decembrie. Așa, ai șut! De asemenea! Deci, de unde și-au luat informația asta? De pe site. Care? Nu știu, că nu știu nu care există. Sunt sursele. Nu există niciun site. A, înseamnă că a șeruit. A? A șeruit-o și pe asta. Au fost la iUmor sau ce? Probabil dacă a șeruit. Sau la iUmor? Sau e ordinul să dăm și în ăsta, în Orban Victor, că păi, știi că următorul e... Următorul pe listă. Păi da, e cu... Ca să vină al nostru. E fratele lui Putin, am înțeles. Să vină al nostru. Nu? Da, sau și ceva. Să vină al nostru. Și că a zis că să... Aia, auzi, președinția rotativă. Au inventat ei tratatele Uniunii Europene, le-au aruncat, lasă bă că să iasă la securitatea ai noștri. Ce e asta? Și tu ești rău, adică... Da mă, ci, auzi bă că știi că e bolnav Putin. Pare rău. Putin? Da. E bolnav de când a început războiul, e pe moarte în fiecare zi. Dar nu zi. E așa că dacă a venit... La un moment dat era pe Italia să opera, nu știu dacă ai văzut. Dar ci că e un sondaj, că ci că rușii îl susțin. Na. Sondaj? Na. Nu cred. E o problemă acolo. E o minciună. Dar știi că a zis și Lavrov că nu e bolnav? Na. Ba da. Păi clar. Probabil că de asta îl susțin în sondaje, că nu e bolnav sau e pădos.
Și eu zic de treaba asta, da. Auzi, oh, Doamne. Tu știi că le-au dat americanii F-16? E greu în lume. Le-au dat americanii F-16. Le-a dat mult F... Mult. Cât? De la... Ai zis ceva cu F? Le-a dat mult... Ai zis cu F? Cu... F, da, le-a mult. F e litera aia urâtă. Iar F-16. Vorbești porcos? Mult F-16 le-a dat. Ah, F-16, ok. Când ai zis că la TF odată m-am... Nu, 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 nu știu la ce... Nu știu, nu. F-16, mult F-16. Da, 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 mult F-16. Auzi... 102B. Poate n-ai înțeles. Nu? Dați-mi 102B. Ia, ia, ia de aici. Ia. Vezi? Ai, stai că mi-a căzut și... Păi ție mereu scade. Da. Casca. Casca, da, da. Cașcheta. Ședința CSAT, convocată înaintea celui mai important summit NATO din această vară, s-a încheiat cu o decizie importantă. Piloții ucraineni vor fi antrenați pe F-16 în România. Emma Stoica are detalii. Bun găsit tuturor! Cea mai importantă decizie luată astăzi în Consiliul Suprem de Apărare a Țării este cea în privința înființării unui hub regional deci, pe teritoriul afectat, țării noastre, care se va ocupa de instruirea piloților pentru avioane F-16. Cu atât mai important cu cât pe lângă piloții din interiorul țărilor nord-atlantice vor participa inclusiv piloții din Ucraina. Știm că în ultimele luni au fost țări precum Statele Unite ale Americii care au trimis avioane către Ucraina, ce dată aflată acolo? În război, ce însă sigur, piloții au nevoie de instruire mulțumim pentru a putea pentru să folosească nimic această din aparatură dat. Trimisă. E suficient, mulțumim. 6 iulie 2023, n-ai înțeles nimic. Pentru tine am scurtat. Te rog, mult F-16. Dați-mi 103B, vă rog. Știm că în ultimele luni au fost țări precum Statele Unite ale Americii care au trimis avioane către Ucraina, țara aflată în Stop, război. Stop, mersi. Ce au făcut, mă? Americanii au trimis F-16 către ăștia? Păi da, așa. Da, așa a zis? Da. De 6 iulie 2023? Da. A, pe bune. Dați-mi 647-a, vă rog. Asta e din 24 decembrie. Ce scrie acolo sus, anul primul ăsta? Roșu? Da. Aia a vorbit în iulie. Ce scrie acolo, primul roșu? Putea primi să deja? Deci nu le-au primit. Nici până pe 24 decembrie nu le primiseră. Păi de, da, până deci pleacă. Ce avioane au trimis americanii F-16 în Ucraina? Până pleacă, până le pune pe... Băi! Băi! Deci, ce au trimis ăia în Ucraina? Că, uite aici! F-16. Păi și ce spune aici Forbes? Că ar putea primi primele avioane. Deci n-au trimis nimic. Păi nu, sunt pe drum, ce n-ai înțeles? Nici nu se punea problema să trimită americanii ceva. Da? Păi și atunci... Bă, și acum... Păi și în CSAT? Înainte să te duc înapoi... Așa. Păi lasă-mă că CSAT-ul n-a spus că au trimis americanii avioane F-16 în Ucraina. A spus că se vor antrena aia, a spus da. Digi24 că au trimis. A, am înțeles. De ce au spus asta? De pe ce site au luat? A șeruit. De unde? De la Andruș? Nu de la Andruș, de la aia care înapoi. Organiza meeting-ul. Bă, da. Și acum hai să mai lămurim o chestie, că am avut discuția asta, nu? Scur, repede, așa. Ca să împachetăm. Apropo de țeapa pe care l-o trag americanii micuților ucraineni. Nu cred asta. Da, uite aici, de pe Forbes. Hai. Asta, da? Ia fi tu atent aici. Și că le trimit acum F-16-uri, de asta de care au și românii. Știi că noi luăm F-16-uri de la americani să ne apărăm de ruși, nu? Păi de cine? De mine? De tine? De... Bip, 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 bip. Stai un pic, dacă vine din Kazahstan. Uite mă, să-ți dea Dumnezeu să ai și tu unul în curte, un F-16 din ăsta. Uite ce spune Forbes. Doamne ferește. Spune Forbes, nu TAS. Zice așa. F-16 este mai ușor de pilotat decât un avion de stil sovietic, vezi? Ce mișto, echipament eficient de avertizare, radar, broiaj, radar, în condiții potrivite. Fii atent, ar trebui să poată urmări o țintă aeriană să tragă asupra racheta aia, 120, așa. De la 50 de mile distanță sau mai departe, în funcție de sistemul AIM-120 pe care Ucraina îl amplasează pe F-16. Și eu am textul și în engleză, dar mă prostesc și eu puțin, că aș putea să citesc în engleză nu pentru stă securitate. Bine, stă bine. Da, știu. Eu să știi că aici sunt cu gâdea. Aș fi tâmpit dacă nu mi-ar sta bine. Așa. Și uite ce frumos zice. Este posibil să tragă cu zeci de mile mai departe decât poate un MiG sau Suhoi să urmărească o țintă să tragă asupra ei o rachetă R-27. Da? Deci sunt buni, mă.
Adică e o aviație care ucrainienii o să se scoată, da? Da. Clar, uite, poate să tragă la 50 de mile distanță. Asta e mai mult decât poate un MiG sau Suhoi. Dar ce scrie cu roșu mai jos? Cei mai buni interceptori ai forțelor aeriene ruse, Mikoyan MiG-31 și Suhoi Su-35, poloviți ținte aeriene la 80 de mile distanță. Sau mai departe, cu rachetele lor R-37. Astfel încât un pilot ucrainian de F-16 ar putea alege să evite mai degrabă decât să intre în luptă... Să nu intre, să evite. Decât să intre în luptă un MiG-31 sau Su-35. Asta zic, să evite. Ce mai să bine. Facă, mă? Să evite. Bă, v-am dat niște avioane. Da, să evite. Ca să-i bateți pe ruși. Da, evitați. Bă, da, sunați și voi înainte la... Să evitați. Obercomando de așa... Și întrebați, bă, aveți vreun Mikoyan în aer, vreun MiG-31 sau vreun Su-35? Ca să vadă dacă ei decolează. Ca să putem să facem și noi eroi. Sau rămân la sol. Dacă sunt, da, mai mergeți și voi, dracu, cum puteți să zburați prin altă parte. Poate să rămână la sol sau să evite. Deci, cum? Nu le-a dat F-16 să bată Su-35? Nu știu, valid, să evite. Ce să evite, mă? Întâlnirea cu... Cu cine? Cu MiG-urile alea. Păi nu luptăm, luptăm și câștigăm? La pauză. Ah. Știu, dar și tu ai găsit niște surse care nu cred că... Nici eu, da, Forbes, adică... Să fii idiot să... Nu, nu cred, nici eu nu cred, adică... Cum e acum? Să fii idiot să nu... Nu mă, aș fi tâmpit dacă nu... Aș fi tâmpit dacă n-aș face, dacă n-aș, da. Auzi, mă, dar acum, asta e cu F-16-ul, dar eu cred că cu tancurile Abrams să-i rupe ruși. Păi n-au venit și alea? Că vin și alea de 2 ani. Păi, sau să-mi pachetează, ce fac? Tu știi că astea erau, uite, tu nu știi când trebuiau date. Dați-mi 600 avro. Acum un an, cel puțin. Dacă 600 avro. Hai mă, că-i rup. Uite mă, pe ăsta știi? Sau și ăsta-i de la ruși? Cine? Nu știu, ăla. Robinet? A. E bun? Ca informație? Odată cu apropierea primăverii. Deci, în 2023. Deci odată cu apropierea acum primăverii. Acum un an, da. Păi... 2023, da. Vezi că era în ianuarie asta, odată cu apropierea primăverii... Astăzi, astăzi anunț că Statele Unite vor trimite 31 de tancuri Abrams în Ucraina, echivalentul unui batalion ucrainian. 25 ianuarie 2023. Da, mă, le dădea pentru contraofensivă. Da. Care a început. Urma să vină contraofensivă, da. Și uite, și Kirby explica, ca să înțelegi mai bine de ce le trimit, 601 avro. Da? Uite acolo. Ce zice Kirby, fratele tău? Nu zice, știu, uite, asta, a vorbit la telefon, uite, pe măsură ce condițiile meteorologice se îmbunătățesc, da? Mm-hmm. Trebuie să fim pregătiți, vă puteți aștepta ca rușii să ridice tempo, trebuie să fim pregătiți pentru asta. Știu că ucrainienii simt că trebuie să fie pregătiți pentru asta. Este vorba despre a ajuta Ucraina să se apere. De asemenea, după cum l-ați auzit pe președinte spunând, despre a ajuta Ucraina să poată trece la ofensivă. Ofensiva! Nu te arunca, că s-a terminat de mult ofensiva. Păi, dar nu de-aia le trimiteau tancuri la Abrams? Ba da, dar n-am mai fost să fie. Ce dați-mi 607-a. Vezi că asta e din octombrie. Uite, ți-a spus și băieții de la Ucraina. Da, când au ajuns, mă, tancurile. Păi cât fac pe drum? Da, mă, am înțeles, dar când au ajuns? Plus că sunt ăștia hutii care atacă vasele. Da? Când au ajuns, mă, tancurile? Așa, mă, copii. Păi asta e din octombrie. Au predat octombrie, da. Din ianuarie până octombrie. Și ce am făcut? Bine, tu? Adică după ce s-a terminat ofensiva? Și ce? Ne-am ridicat la înălțimea înțelegerii. Da. Din acel moment depinde de ei să stabilească când și unde vor livra această capacitate. Da, deci ce ai făcut? S-a terminat ofensiva. Păi și? Ei ce au făcut cu tancurile? A sosit prea târziu. Pe bune? Și dacă soseau mai devreme? Nu știu, că nu mă pricep la strategii militare. Dați-mi 608, vă rog. Ia. Tot de la Forbes. Vrei în altă parte? Nu. Ia, vezi ce spune acolo. Nu este clar ce face Ucraina cu C-31 de Abrams în ale sale. Dar este clar ce ar trebui să facă. Să le blindeze. Pentru a rezista atacurilor dronelor rusești încărcate cu explozibil. Ce-ai făcut, mă? Păi eu am înțeles că îi luptăm, luptăm și câștigăm. Cum adică ne-au dat niște tancuri și trebuie să le blindăm? A, dar partea proastă urmează. Păi... Este aproape inevitabil ca Ucraina să piardă o parte. Ei nici nu le-au folosit ca să le piardă. De 68 de tone. Tu nu vezi ce zice aici? Sunt deosebit de dronele FPV. Știi ce înseamnă asta? First Person View. Este drona care vede peste tot. Și spune, bă, aici la chelie, tancul Abrams are 25 de milimetri. Face aia, o căcărează drona și ai terminat cu tancul. Dacă ajunge, că dronele sunt doborâte de apărarea ucraineană. Nu e așa? De, uite ce spun specialiștilor. Ia ce zice?
deosebit de vulnerabilă la drone, care pot lovi acolo unde blindajul M1 este cel mai subțire. Partea superioară și de-a lungul laturilor. Păi dacă partea superioară și de-a lungul laturilor, unde-i tare? De desubt? Am înțeles. Zice, pe burtă, începând cu acoperișul, este mare și foarte subțire, aproximativ 25 de mm, a scris Silveira. Un VPV, chiar și cu o încărcătură antitank veche, poate străpunge acest loc pentru a ucide sau răni un membru al echipajului, ar putea deteriora diverse componente electronice din interiorul turelei, sau ar putea da foc și ar forța echipajul să evacueze. Ce ai făcut, mă? Ce e asta? Nu știu, numai despre Abrams nu vorbisem, despre tancuri care au turela de nu știu câți milimetri. Da. Hai întâi să-ți arăt... Așa. Și pe urmă să le explicăm la români, să vă explicăm cum este cu șmecheria asta americanilor care cică îi ajută pe ucrainieni să nimic. A, să nu uităm, poate vorbim și despre acordul ăsta de securitate între România și Ucraina, că e mare scandal. Este simplu, da. Cu ăsta. Deci, prietene, ca să conchidem, dragi români, poate n-ați înțeles ce-i cu Andruș. Un deturnist de protest. Politizat. Și care cred eu, că este nu de-al lui Zelenski, ci de-al bolnavului Putin. Eu așa cred. Păi n-a spus săptămâna trecută colegul tău de catedră? Aia era pe 14 ianuarie. Așa. Dar poate vrei ceva de pe 16 ianuarie. Aș vrea, că să fie mai proaspăt. Dați-mi 1005 Beverul. Ce mă intriga într-una din fotografiile făcute dimineață și ajunse pe Twitter, mă uitasem dacă într-adevăr era luată în România, era un domn care defila cu stagul Rusiei pe care marcase cu carioca un Z. Deci, în mod clar, pentru unii, referința rusească este o referință antioccidentală și probabil că în mentalitatea generală a celor care protestează, multe din ceea ce ni se întâmplă vin iarăși de la nesăbuitul Occident, cel care ne impune o serie de condiții și care, vezi, Doamne, limitează măreția economică a României. Sunt, da, multe eflorescențe care deocamdată trebuie analizate. Poftim. Ai văzut ce titlu era pe ecran? Păi da. Păi cum? Care? Protestul fermierilor deturnat politic. Păi tu nu l-ai văzut pe Andruș jos? Da. Andruș era jos când... Cine a deturnat politic? Cum cine? Rusia. A, acum înțeleg. Păi zi înțelegi, așa. Înțelegi. Încep să vii de acasă. Auzi? Hai să le explicăm românilor. Nu știu, să le explicăm. Da. Ce, apropo de acord sau ce? Ajungem și acolo. Și cu acordul. Că, așa. Apropo, dragii mei, cum îi ajută americanii pe ucraineni? Probabil ați aflat că nu mai sunt bani. Nu? Și mai întâi, cam înțeles că niște generali pe acolo până la Gâdea. Nu l-am mai văzut pe domnul Bălăceanu pe acolo. Oare de ce? Păi el chiar e general. Adică, eu am mare respect pentru omul ăla. E un profesionist, da. Chiar și domnul Petrescu ăla care a zis, domnul Gâdea, sunteți genial, dar eu prefer să fiu obiectiv. Da, corect. Chiar și omul ăla mi-a crescut cota de respect imens pentru el. Deci n-a mai apărut după deci, el. Deci, oameni buni, voi vă da, băi, vă rog eu, uitați-vă la Antena 3 și la Digi24. Aveți ce vedea. Dați-mi, vă rog, 590A. Ia vezi, micuțule, ce acum. O recunoști pe micuță? Da. Îți spune ceva? Sigur. 30 mai 2023, un lucru spus de 1000 de ori de Biden, de Sullivan, de micuța purtătoare de vorbe și de toată lumea din înaltă administrație americană. Nu susținem atacurile în interiorul Rusiei. Am fost foarte clar în această privință. Corect. De unde toate problemele legate de tipul de armament, de lansatoare de lungă distanță pe care Biden le-a tot întârziat să le dea și așa mai departe, nu? Da. Și am înțeles că este o invazie în Ucraina a Rusiei. Și că noi luptăm și câștigăm, nu-i așa? Hai să facem un moment important. Te rog. În această discuție. Ești capabil? Nu, dar mă străduiesc. Mai bine nu. Nu vrei să mă străduiesc? Hai, nu, că am mai văzut pe cineva care încerca să facă eforturi. Ia. Da? Mm-hmm.
Ia vezi, spune-mi dacă înțelegi ceva din ce o să vezi acum pe ecran. Dați-mi 634, vă rog. Ia zi. Hai că încep să, să devii deștept. Azi. Nu e cazul, stai liniștit. România, iunie 1940, da? Fără ne lasă o parte din... De-aia spune tu, unde seamănă poza de jos cu poza mai mare de sus? Păi, în partea de est. Așa, iubirea mea, în partea de est. Așa. Care parte de est l-a luat-o și lor și nouă, Rusia, sigur, pe vremea aia... USS, mă rog, Rusia asta, da. Da? Bun. Da. Seamănă? Mm-hmm. Seamănă. Seamănă. Hai să vedem unde nu mai seamănă. Așa. Deci, dragi români, ce vedeți acolo este trupul ciuntit al României în iunie 1940, când pierdusem Basarabia ca urmare a presiunilor prin ultimatum adresate de Uniunea Sovietică României. Atunci am pierdut primele teritorii. Au urmat apoi teritorii pierdute față de Ungaria și față de Bulgaria. Toate la masa, hai să spunem, verde, sub presiunea forței armate. Ce se întâmplă în estul Ucrainei este ceva similar. O bucățică din Ucraina este ocupată în estul țării de către Rusia. Uh-huh. Cumva la Indigo. Noi am pățit-o în iunie 40, ucrainienii o pățesc acum. Da? Bun. Români, în 1941, armata română declanșează operațiuni militare pentru recuperarea Basarabiei, sigur, într-o companie funestă pentru destinul României, alături de Wehrmacht-ul nazist. Germania hitleristă. E bine, operațiunile militare, 22 iunie 1941, atacăm, eliberăm Basarabia. Și în momentul în care armata română ajunge pe Nistru, în România avem o dezbatere. Români. O dezbatere foarte importantă, pentru că mulți patrioți români au mers în războiul ăla să lupte pentru eliberarea acestui pământ românesc. Dar când au ajuns la Nistru, oamenii au spus așa, dincolo de Nistru, n-avem ce căuta. Da. Nu e România acolo. De ce am continuat războiul ăsta alături de Germania lui Hitler? Gheorghe Brătianu a îmbrăcat uniforma și a mers pe front. Și el a zis, peste Nistru nu mă duc. Ia zi, Marius, ce să caute România în războiul lui Hitler dincolo de Nistru, după ce am eliberat Basarabia? N-avea nicio noimă. Nicio noimă, micuțule. Antonescu avea două explicații. Pentru a merge mai departe. Două explicații, nu pentru a merge, ci pentru că trebuia să mergem mai departe. A, mă rog. Două explicații. Află și românii câteva lucruri azi. Îl mai întreb tu pe președintele Academiei când mai chem în emisiune. Mm-hmm. Mai întâi, lucrurile simple, tehnice, care puteau fi spuse și care au legătură cu ce se întâmplă și în Ucraina. Ce faci, mă? Îți ocupă Rusia niște teritorii, tu fiind la granița cu Rusia. Tu eliberezi teritoriile alea și pe urmă te oprești? În războiul cu Rusia? În războiul cu Rusia? Dar generalii lui Gâdea unde și-au făcut studiile? Inamicul trebuie înfrânt în război, alminte rusul se întoarce înapoi și ți le ia. Nu există ideea, s-a bătut Napoleon cu ei peste tot în Europa. În toate marile bătălii în care a fost învingător de 1000 de ori și tot a trebuit să ducă după ei până la Moscova, da. De unde i s-a tras și căderea. Nu poți să te bați cu Rusia spunând că am eliberat un teritoriu pe care mi l-a ocupat. Să zicem că pe moment ai forță militară să-i respingi de acolo. Păi dacă îi lași în puterea lor să mustească adică acolo... Te duci după ei până îi înfrângi. Deci nu există povestea asta ca strategie militară decât la trepanați și idioți, măi, care o să mai fi voi șefi militari prin țara asta și prin alte părți. Ideea americanilor, nu vă dau arme să loviți în Rusia, este pașaport pentru distrugerea Ucrainei.
Tot ce au plătit acum americanii, sute de miliarde, sunt ca să omorâm ruși și ca să rupem Europa de gazul ieftin rusesc. Niciun scop în a elibera Ucraina. Ucraina poate să moară, astea sunt obiectivele noastre. Noi nu vrem să ne batem cu rușii. Și atunci tot ce le-am dat ucrainilor până acum, sigur, au costat zeci de miliarde de dolari. 100 de miliarde. Exact. Au fost doar pentru atât. Trebuia ruptă Europa de Rusia și omorâm cu aceste arme și cu zeci de mii de jertfe ucrainiene cât mai mulți ruși. Cât se poate de mulți ruși. Nu eliberăm nimic. Ideea că mâine ar veni armata americană și ar elibera Donbasul, după care se duc acasă, e vorba lui Gâdea. Suntem tâmpiți. Și numai niște tâmpiți pot cumpăra așa ceva. Apropo, și discutăm adică pot imediat... crede așa ceva. Exact. Exact. Știi care era a doua explicație a lui Antonescu, pe care nu putea să ți-o dea atunci? Află și românii cu ocazia asta. A doua explicație era următoarea. Noi ca țară am fost întotdeauna alături de Franța și Marea Britanie. În devenirea noastră istorică, aceste națiuni au ajutat la construirea României. N-am fost niciodată ca popor alături de Germania. Nu, n-am fost. De-aia am mers în primul război mondial împotriva Germaniei și ne-am întregit național. În al doilea război mondial am mers alături de Germania pentru că Franța a fost îngenunchiată de Wehrmacht. Și Antonescu în iunie 40 se duce la Roma. Se întâlnește cu Ciano, cu Mussolini și plin de bravadă, cum îl știm, i-a spus lui Mussolini, nedreptate, ne-au luat ăștia o parte din Ardeal. Nu Basarabia, lasă că el vorbea acum de, vorbea de acordul Ardeal, din pe care noi îl numim dictat de la Viena, dictatul nu din 30 Viena, august, da? Unde au fost amestecați italienii și germanii. Și a spus Mussolini, noi vom recupera bucata aia de Ardeal și cu sabia. Și pe peronul gării, dragi români, pe peronul gării, când urma să urce în tren să plece, el urma după aceea să meargă la Berlin, l-a luat Ciano departe și a zis așa, ministrul de externe a zis, domnule general, că era încă general, sărac, ați venit la noi cu chestia asta, că, cu sabia, că nu știu ce. Noi suntem fratelii, ai văzut, spunea și papa. Noi vă înțelegem. Bă, dacă mergeți la Berlin, nu-i spuneți asta lui Hitler. Că faceți cu sabia. E un sfat. Țineți-o pentru voi, da. Da. Antonescu i-a spus-o însă și lui Hitler. Că atât l-a dus cap. Nu că ar fi fost foarte demn în fața lui Hitler. Da? Mă rog, atâta lucru... Putea să nu-i spună. Da, a reușit să-i spună. Dar știi cum l-au întâmpinat nemții? Că... Parchiul de primire condus de Joachim von Ribbentrop, da? L-a așteptat pe peron mai încolo. Și când ăsta s-a dus, că n-a oprit trenul cum trebuie, s-a dat jos din tren, Antonescu, înainte să ajungă lângă, nu? Echipa lui von Ribbentrop, care îl întâmpina oficial, ăsta i-a strigat. Deci fii atent aici, ăla era încă, mai mergea. Zice, hei, domnule general, a trebuit să ocupăm noi Parisul ca să găsiți drumul Berlinului. Ribbentrop făcea chestii de astea. El l-a salutat cu salutul nazi și pe regele Angliei. Nicio problemă. Atât îl ducea capul pe nazistul ăsta. Nenorocit. De-aia trebuie să mergem cu nemții. Ca alminteri nu mai existam pe hartă. Adică sub nemți sau ruși... Alor noștri le era mai frică de ruși. Și răspunsul de ce a mers dincolo de Nistru este următorul, micuțule. Niciodată Hitler nu ar fi permis ca în spatele liniilor de comunicații ale armatei germane angajate într-o confruntare pe viață și pe moarte cu bolșevismul să fie nealterate și lucioase un milion de baionete românești. Never nu ar fi făcut asta Hitler. Dacă n-am fi mers cu el, dincolo de Nistru ar fi dezarmat armata română. Asta s-ar fi întâmplat. Și armata română ne-a ținut în viață. Pentru că în urma deciziei colosale a regelui Mihai, în 23 august când noi am întors armele, deși pierdusem războiul în Est,
am devenit a patra putere militară în lupta împotriva Germaniei naziste. Și așa am reușit să rămânem la conferința de pace o națiune liberă și să ne întregim cu Ardealul. Aici a fost bătălia. Da, uite, cităm zilele trecute din memoria lui Argeteanu, exact 1940, ceea ce spui, și el îți face piele de găină. E o coincidență, până la urmă, sau nu e nimic, nu e întâmplător, și spune că nu, Antonescu nu spune nimic despre vizita pe care a făcut-o în Germania. Nu, în Italia. Deci, Italia. Deci el n-a povestit, dar sunt acum... Au povestit Schmidt, interpretul lui Hitler. Argeteanu nu scria s-a întâmplat în ziua aia, în memoriile lui. Da. Dar uite, le aduc săptămâna viitoare. În esență, povestea noastră, apropo de cele două situații, nu? România în 1940 și Ucraina în 1900, în 2022, problema aici este... Bun, păi asta să ne înțeleagă românii mai bine. Tu spui că, de fapt... Da. Ucraina e terminată. Ucraina este abandonată, de fapt, și că e o șmecherie ordinară în care ucrainenii au intrat cu capul din prostie. Și hai să-ți arăt ceva. Și interesul americanilor? Interesul americanilor nu este să salveze Ucraina. Îi doare în spate de Ucraina și de poporul ucrainian. Iar Ucraina va rămâne cu teritoriile pierdute la ruși, dar dincolo de asta rămân cu țara distrusă și cu milioane de oameni care la momentul ăsta nu mai au niciun Dumnezeu. Mulți sunt în bejenie în Europa și tragedia teribilă este că au murit atâția. Da? Corect. Și uite că, hai să le arătăm românilor, apropo de povestea asta. Americanii nu sunt la prima ispravă de genul ăsta. Nu sunt la prima ispravă de genul ăsta. Unde? Păi, unde a mai fost ispravă? Nu știi? Nu. Vrei să afli? Da. Micuțule, prima ispravă de tipul ăsta au făcut-o în 2008 în Georgia. Nu intru în istoria poveștii. Saakashvili a atacat trupele rusești. Când în Osetia. Când era asta? 2008. A, 2008, da. 2008, da. O mișcare pe care a făcut-o bazându-se pe ajutorul american. Americanii au lăsat baltă. Ucrainienii n-au învățat lecția asta. Și acum pătimesc. Ca să înțelegi mai bine despre ce este vorba, micuțule, uite-te aici, dați-mi 643-a. Știi cine e băiatul ăsta? Sarkozy. Sarkozy în 2008 era președintele Franței. Este unul, atenție, poți să zici ce vrei despre el, că are dosare penale, că nu știu ce. Da, da. Este unul din ultimii granzi a Europei. Nu este de statura lui Jacques Chirac, dar încă era președintele Franței. Era un... Nu, apropo de Macron nu și de... Nu zeama... Lungă. Macron, nu știu ce. Fii atent ce spune el pe 17 august 2023. Da? Deci, atenție, Marius. Crimea spune la revedere, pa. El în august, vezi, spune, băi, aveți de ales într un conflict înghețat, da, sau angajarea pe drumul spre referendumuri, dar asta cu referendumul e foarte grea pentru că deja Rusia a hotărât constituțional, din punctul lor de vedere, că teritoriile alea au intrat în componența Federației Ruse. Da. Nu mai e nimic de la ruși, Marius. Nimeni niciodată nu a luat nimic de la ruși. Poate că a venit momentul. Întreabă-i pe japonezi despre Curile, să-ți povestească. Insulele Curile. Da. Poate că ce? Într-o zi? Și acum fii atent, fraiere. Deci, Sarkozy spune spune asta în august 2023. Cine-i Sarkozy? Unde ăsta? Un fost. Un penal. Un nimeni. Vrei să-ți arăt ceva din momentul când era președintele Franței? Da. El a oprit masacrul din Georgia. Pe vremea era Medvedev. A discutat cu el. Ce a făcut atunci Sarkozy arată că dacă se negocia corect și deștept cu rușii, puteai opri dezastru din Ucraina. Americanii au împins Europa în acest dezastru cu capul înainte. Acum le dă... Păi am văzut declarația negociatorului șef al ucrainienilor. Așa, ai văzut-o. Acum le dă F-16 rușilor expirate, dar să nu se bată cu Sufoiul 35. Și Abrams le dă tanksuri Abrams fără tichie, puneți-o voi niște cornier, vedeți ce, platband. Puneți acolo. Cu un cornier. Cornier, domn profesor, vă rog, să ți-am serios. Luați de la Șmirghel. Știi cine are inelul, nu?
cine-i stăpânul inel? Șmirghel. N-ai văzut film? Cornierul, cred că e da, cel Șmirghel. Care rezolvă. Deci vine Șmirghel, numai că la ei Șmirghel... Da? Ce a făcut Sarkozy, apropo deci de... Deci hai să-ți dau un Sarkozy din epoca aia, când era președinte, ca să înțelegi mai bine despre ce este vorba. Dați-mi 644A. Vezi cine-ți mai spune asta în emisiune. Cine te mai învață, micuțule. Zic, grand... Uriașule. A? Ia vezi tu ce scrie acolo. Le Figaro. Le moment viendra, le focar de l'épidémie. Cunoști ceva? Îți spune ceva? Îmi spune, îmi spune. Ia vezi tu ce zice acolo. Ești ca o pandemie nestabilită. Zice, intervenție... va veni, fii atent, timpul când lanțul de evenimente și responsabilități va putea fi stabilit în mod incontestabil și imparțial. O spune atunci, atenție, în 2008, era președintele Franței. Da? Ce zice aici? Săptămâni de provocări și încăierieri de-a lungul liniei care separă Osetia de sus de restul Georgiei. Intervenția militară nechipzuită a Georgiei. Ce ai spus, Marius? Eu n-am spus nimic, dar sunt de acord cu ce spune Sarkozy. Păi da, și de ce a fost nechipzuită? De ce s-a produs? Că deci, le-a zis la... ne jucăm pe viața oamenilor, pe destinul unor națiuni, cu interese de promovare a securității. Care, mă? Jmenuri comerciale, afaceri veroase la scară mondială, de mii de miliarde și trilioane. Și americanii de ce să dea totuși 100 de miliarde pentru asta? Pentru că au câștigat, dând 100 de miliarde, numai din ce au vândut gaz lichefiat în Europa de câteva ori, mai de mult. Acum, într-un interval de descărcare foarte... Dar nu e vorba numai de asta. I-au legat pe europeni cu lanțul pentru că, apropo de pentru că gazul rusesc, îi blocau în activele lor de pe piața americană în așa fel încât băieții ăștia la momentul de care noi vorbim rupându-se, atenție, de gazele rusești ieftine și-au compromis toată competitivitatea lor comercială unde erau înaintea americanilor. Uite-te la Germania care e în recesiune. Sigur, la niște fraieri din România încă probabil nu se simte bine șocul. Se va simți. Anul ăsta se va simți din ce în ce mai rău. Și micuțul Ciolacu o să aibă probleme să te rezolve. Auzi, micuțule, dacă dar tot am să te rezolve pe tine. Haide-mă că trebuie să... Dar apropo de asta, stai o secundă. Asta? Păi nu, vreau să te întreb că tot am ajuns la Ucraina și America. Repede, că avem treabă. Avem treabă, dar să termină emisiunea. Spune-mi, te rog, acordul ăsta, fota era pe la Davos și negocia cu ucrainienii. Da. Acesta, așa zis acord, care inițial la Vilnius a fost inventat de americani în formula, bă, nu vă băgăm în NATO, băi, ucrainienilor. Ia cu apă. Așa, nu vă băgăm în NATO, dar o să faceți voi niște acorduri cu garanții cu toate țările din grupul G20 și așa mai departe. Da. Și acum, slugile Americii, că n-ai ce să faci asta, a spus și Ciolacu, noi executăm ordine aici, săracul l-a luat gura pe înainte asta, e. Îi urăm mult succes. E, lasă-mă că e de 6 luni. A executat Băsescu și Ioanis execută de 20 de ani. Și bune. Ce să-ți fac eu acum? Vrei aproximativ să 100 de scări din bloc au apă călduță, calorifere, așa, anunță Nicușor Dan, punctele sunt localizate undeva în Ștefan cel Mare. Spune-le oamenilor din Ștefan cel Mare că nu îngheață nimeni în România, ăia în Rusia, a spus Radu Tudor. Moscova. Da, la Moscova. Da. A spus Radu Tudor, noi nu înghețăm. Spune-le tu, Ana, da? Că n-am timp. Deci, dă-le telefon. Da, te rog. Acordul, da? Da. Facem acorduri bilaterale pentru așa zise... Nu. Astea sunt tot niște cum spune maestru, fonfleuri. Nu? Fonfleuri. Niște glume proaste. Luăm acum, eu am aici în limba engleză documentul pe care l-au făcut cu englezii. Și scriem așa, pe find. G-U-A. De la guarantees. Garanții de securitate. Nu există nicio garanție de securitate pentru Ucraina. A, deci e doar un titlu, atât. Doar, păi nu, că nici în titlu n-a mai rămas asta. Sunt pe 20 de pagini. Ce o să facem noi la o adică să-i ajutăm pe ucrainieni dacă mai vin rușii peste ei? Adică să le dăm F-16-uri din alea, Abrams din alea și tot ce mai au nevoie, exact atât cât să nu lovească Rusia în interior. Adică să moară. Asta le dă. Facem niște acorduri care nu conțin garanții de securitate. Bun, și de ce să fie acord cu România? Care e ideea? Pentru că toate țările care execută ordinele toate. Washingtonului fac aceste acorduri care sunt niște șmecherii funeste de 2 lei cu ucrainienii ca să-i păcălim pe ucrainieni și să le dăm iluzia
Nu, Zelenski trebuie să ducă și el cu ceva acasă la Corect. Ei. Ce să le spună? Ați murit cu zecile de mii, ați plecat din țară cu sutele și milioanele și eu v-am dus în această aventură care a distrus Ucraina. Ce să vă spun acum? Că rămânem așa? Cu țara distrusă, cu teritoriul pierdut și cu America, nu e așa, care ne-a lăsat baltă? Nu! O să vă spun, nu, stai, uite, facem niște acorduri, ne dau okay. niște garanții, da. Foaie verde și olalea, frumoase țara. Chiar te rog să bea apă, că între timp citesc eu aici despre Nicușor Dan, că e favoritul nostru și îl susținem pentru un al doilea mandat. Nicușor Dan despre protestul cu un tractor din Piața Constituției. Mâine o să avem aceeași imagine. Am încercat să-l conving pe organizator să renunțe, dar nu. Nu. Deci tu înțelegi că l-a încercat să-l convingă pe, pe cine? Protestat, ăla, singurul protestatar. Puiule, să renunțe și... Să renunțe la ce? Că nu e nimic. Păi la aia, că e... Păi da, da, a luat piața, adică și el... Și? Îl dădeam afară. Și cine? Și cine merge în piața aia? Păi se, nimeni, dar... Se, se pare că ai tu treabă în piața aia? N-am încercat să-l conving pe organizator să renunțe, dar nu. Dar trebuia să spună, gata, nu mai e valabilă autorizația, la revedere. Eu te întreb, ce să faci tu acolo, micuțule? Da. Bine, hai să lămurim câteva lucruri. Că hai că mai avem câteva minute. Exact. Succes. Și știu că trebuie rămânat. Da, fii atent aici. Vreau să îmi spui și mie niște lucruri, da? Da. Te forțez puțin? Te rog. N-aș vrea să te deranjez. Nici eu pe tine, să știi. Da, ok. Nu vreau să ne deranjem unul pe altul, asta e exact. Auzi, spune și mie următoarea chestie, da? Ești atent, nu? Da. Bun. Total. Știam că am nevoie de niște lămuriri aici, da? Mm-hmm. Deci fii atent, știi să numeri. Ai văzut că la testul ăla... Era să cad. Nu, ai ăsta a căzut, Petrescu, sărac. Păi n-am știut Colegul să... El a răspuns greșit. Eu... Total greșit. Nu, tu ai fost bun. Păi da. El a spus săracul, băi... Nu e bine, e deci, interesantă, dar e, a luat adică, Donbass-ul. Iorahat nu mănânc. Bogoreș și... Iorahat nu mănânc ca tine. Gâdea așa că las-o așa. Tu încearcă ai zis, să... mai vreau, eu mai vreau... dă Mai, sunt stil. Conform da, definiției... să porți un dialog, un, să porți... Să, aia să porți. Un dialog, da, un civilizat. Foarte bine. Să ai un limbaj civilizat. Deci fii atent, micuțule, explică-mi aici că n-am înțeles, da? Da. O luăm ușor. Îl știi pe Michel? Michel, da. Cine e Michel ăsta? Președintele Consiliului European. Am înțeles de la tine că își dă demisia ca să ca se facă europarlamentar. Da. Bine, ok. Mm-hmm. Le luăm ușor ca să le lămurești pe toate, mm-hmm. da? Avem câteva minute, suficient. Nu ne grăbim. Aruncă-te, micuțule. Ia, fii atent. Ești pe fază? Au pornit de la faptul că actualul președinte al Consiliului a anunțat că va candida primul pe listă în Belgia. Stai o clipă. Actualul președinte al Consiliului a anunțat... Care Consiliu? Consiliul European. Păi ăsta a zis al Consiliului. Actualul președinte al Consiliului. N-a apucat să spună European. Ah, ok. Ești... Stai! Pricinos, așa. Bo, ok. Deci e clar. No. Ok. Mergem mai departe. Mm-hmm. Deci la ce candidează? La președinția Consiliului European. Cine, mă? Ăla la europarlamentare, în Belgia. Băi, credeam că zici de Iohannis. Bine. Deci, micuțule, deci Michel europarlamentar. Nu e președintele Consiliului. European, hai, Vali. Marius, deci nu e președintele Consiliului, nu? Și înțeleg de la tine că va candida la europarlamentare, da? Bine, mergem mai departe. Ia. Fiind... parlamentar, a fost europarlamentar belgian. Cine, mă? Michel a fost europarlamentar belgian? N-a fost. Bă, te ești nebun la cap? Hai, te iei de mici amante. Bă, micuțul ăsta e primul ministru al României. Da, și... Care mici amănunte? Tocmai mi-a spus că președintele Consiliului European a fost europarlamentar. Bine, mi-a spus și că e președintele Consiliului. European. Nu, nu, Consiliu azi. Vrei să dau înapoi? Nu. Tu te uiți la degetul meu? Ia, încă da? Nu. Bine, mergem mai departe, da? Că am înțeles că ai forță. Deci, știi că sunt trei funcții în Uniunea Europeană? Ia. Ia. Ia, bagă. Acesta este. Cu dumneavoastră a trebuit ca statul care are prezidenția Consiliului European, respectiv acum este la Belgia, urmând pe urmă după 1 iulie, să fie la Ungaria, preia și șefia Consiliului. Ce face, mă? Preia și șefia Consiliului? Țara care are președinția, ce? Ce stai zi? Cu dumneavoastră a trebuit ca statul care are președinția Consiliului European. Ce face, mă? Există un stat care are președinția Consiliului European? Și statul care are președinția Consiliului European preia președinția Consiliului cutumiar.
Amănunt, adică... Miliția, vă rog... Perché? Tu ai și miliția. Perché? Vă rog, avem... Că am înțeles că nu, nu știți unde eu... A confundat... Ce a făcut, mă? A confundat. A confundat? Ia, ia, stai așa că ajungem imediat înapoi. Da, ai auzit cuvântul cutumiar? Da, bine. Da. Ia, fii atent. Care salea 3? Ia. La nivelul Uniunii Europene sunt 3 funcții importante: președintele Consiliului, Comisia Europeană și Parlamentul European. Există negocieri întotdeauna. Deci, președintele Consiliului e funcție importantă? Păi asta e rotativă, vine la fiecare țară. Eu credeam că e președintele Consiliului European, nu președintele Consiliului. Președintele Consiliului e țara. Mm-hmm. Ce ai făcut? Bine. Spune și mie, cum e asta că ia cutumiar? Că n-am înțeles. Așa e cutuma cum ar veni. Da, așa e cutuma. Cutuma, bine, nu curcuma. Fii atent. Și să numeri. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da? Te ții? Da. Bine. Ținte bine, da? Mm-hmm. Ia. Sunt scenarii de lucru care poate să fie domnul prim-ministru Orban, președintele Consiliului Cutumiar. Președintele Consiliului Cutumiar? Băi, băi, miliția! Toașu, sergent major, vă rog, veniți puțin. Aici face efectul că am luat un parasinus. Da? Domnul Marius Tuca are o problemă. Vrea, e gald. Vrea să-l luați. Cine, mă? Președintele Consiliului Cutumiar? Să-mi declara miliție la perche. Alo, miliția, vă rog. Ce, mă, cu ăsta? Ăsta de unde a plecat? Unde a ajuns? Cine? E înainte sau după ce a mâncat de dimineață? Percheteamu. Care președintele Consiliului Cutumiar, mă? Nu știu, Vali, că nu sunt. Da, tu știi cu cine vorbea? Nu. Nu știi? Nu. Cu Mihai Gâdea. Ah, scuze. El a, e și era cu Cutumiar? Da, iar Mihai Gâdea era și el Cutumiar, cum a fost Bieto Andruș când a șeruit și el. El nu că a șeruit. El îl avea pe genunchi, pe micuțul cu președintele. Și bine, îl iertăm că nu-i tâmpit. Cine nu-i tâmpit? Ia, hai să te văd dacă știi. Cine nu-i tâmpit? Din ei doi. Ia, hai. Gâdea sau Ciolacu? Cine nu-i tâmpit? Ciolacu, mă gândesc. Am răspuns bine? Te-ai forțat. Ai încercat să faci eforturi. Emisiunea noastră. Păi nu, 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 nu. Se încheie. Stai. A, nu? Deci, păi cu președintele Consiliului Cutumiar. Nu vrei să știi ce face președintele Consiliului Cutumiar? Ce face? Nu știu, drag, mai știu ce face. Hai să vedem. Ia, te bagi? Da. Ia, ce-i ce? Poate alege un președinte între 1 iulie și octombrie, când oricum va fi ales nou președinte al Consiliului. Sunt foarte... Cum adică mă va fi ales nou președinte al Consiliului? Păi președintele Consiliului nu este liderul țării care deține președinția rotativă a Uniunii Europene. Cum îl alegi? Nu știu, mi-ai pierdut sincer, adică... Ce? Era la Gâdea în emisiune, mă. Mm-hmm. Și Gâdea îngurgita tot rahatul ăsta. Păi ce rahat? Omul a spus că va că fi... Că Orban va fi președintele Consiliului Cutumiar. Asta era pe Antena... Oameni buni, dacă vreți un Consiliu Cutumiar ceva, bă, Antena 3 e pentru voi. Puteți să treceți și pe la Digi24 dacă livrează americanii F-16-uri din alea care nu trebuie lasă să se întâlnească cu Su-35, lasă da? Lasă colegi în pace. Ce? Poftim? Care colegi? Câștigă și eu pâine, serios. Aia cu offshore-ul? Păi nu, aia sunt, nu sunt colegi. Aia pâine sau ce? Aia nu sunt colegi, aia e mamăligă. A, da? Da? Pe bune? Aia sunt... Auzi, micuțule, câte lucruri ai aflat tu azi? Și ești nerecunoscut. Noi am aflat cele mai multe dintre ele, îți dai seama că le știam, am văzut în direct sau în reloare. În ce direct l-ai văzut? În direct în mufă? Unde? Nu știi ce pierdeți. Așa? Și? Ce, câteva au fost. Ce au fost? Bă, hai să facem ceva apoteotic, fraier. Hai. Da? Putem să plecăm așa. O să revenim. Odor din Damasc. O să revenim pentru că trebuie să vă povestesc ceva despre Transnistria, dragii mei. Așa. Dar nu azi. Pentru că nefericitul ăsta nu mă las. Atunci o să vă nu dau te un... Las, dar... Nu mă lași. Dar nu-i nimic. Nu-i nimic, micuțule. Păi despre Transnistria atunci. Nu, hai. Nu. Eu vreau să-ți dau ceva pe... Ci că nu te las. Vreau să-ți dau ceva pe gustul tău. Dar de ce nu vrei cu Transnistria? Că e importantă. Păi nu o să ai timp. Cu Maia Sandu. Da. Păi hai. Vrei și cu Transnistria? Să dau și cu Transnistria. Acum, haide. Vrei acum? Sau imediat? Nu? Mai întâi, micuțule, spune-mi... Să văd cât ești de deștept.
Aoleu. Când trebuie să fie justiția independentă? Justiția trebuie să fie independentă tot timpul. Ce, bă, ce ți-a spus Gâdea, că numai dacă ești cum? Tâmpit. Poți să nu înțelegi întrebarea omului. Am înțeles. Deci mai încearc o dată. Ia. Deci mai dau șansă. Când trebuie să fie justiția independentă? Ia. Iarna? Hai, zi ce a zis Maia Sandu, cam aici a zis. Jesus Christ. Ce a zis? Că citesc de pe foaie ce a zis Maia Sandu. Păi poți? De, nu, că e literele ia, mici. Ia, ia. A, justiția să fie independentă doar dacă nu e corupt. Deci ai răspuns prost. Păi, n-am fost pregătit să... Dați-mi 1007B să-l învățăm și pe ăsta cu justiția. Era răspunsul prea sofisticat. E bine să fie independentă justiția atunci când este curată. Atunci când justiția este coruptă, nu zic toți, dar mulți dintre ei, atunci această independență a justiției este împotriva cetățenilor. Ce ai zis? Hai, Vali, serios. Atât ai putut tu cu securitatea? Păi, da, ce vrei. Cu securitatea și cu CIA-ul? Nu pune în situație. Asta ați produs? Fată simplă de la... Asta ați produs în Moldova? E o fată simplă de la Orhei. Din deci, Orhei. Fii atent. Nu dacă e justiția corupt, doar câțiva dacă sunt. Nu mai e justiție, corect. Nu, nu mai poate fi independentă că e împotriva cetățenilor. Poftim? Ce ai zis? Cum? Chiesc că vă zavedi, mi-ești le focar... Qu'est-ce que c'est ça? Le portefeuille, tu vois, le portefeuille? Portofoliu. N-am spus portefeuille, ca să portfoliu, nu... Portofoliu. Le portofelicion? Qu'est-ce que c'est ça? Da, faptul că a luat 30.000 premiu de la Frițela, aia nu spune nimic, te faci că plouă. Micuțule, tu, dacă văd eu așa că mă inciți, așa. Da? Te incit la... Te forțezi. Da, la violență. Da. La ură. Exact. La discriminare de rasă. Clar. Ce aș putea să spun? Ia-i să o luăm așa, bătrânește. 1 iunie 2023. Hă? Ce zici? Mm-hmm. Da? Da. Se uită cineva la emisiunea asta, glumești? Cât de cât, da. Câțiva fanii mei și ia uite-te acolo, la 648, vă rog, scurt, pac. Ia vezi. Și rămâne să-mi povestești data viitoare. Așa fac și eu. Cu... Pe scurt, ce zici acolo? Primul pe roșu? Deci nu renunțăm la Transnistria, nu? Mm-hmm. Așa scrie? Da. 1 iunie 2023. Bun. Vrei ceva de pe... Mai încoace. 26 octombrie? Mm-hmm. Mm-hmm. Anul curent. Anul trecut. Anul curent, da. Anul trecut. Ești obosit. Anul trecut. Da. Dați-mi 1000... Mă gândeam anul curent tot în 2023, da, da, da. Dacă era... 1006B pentru Marius, care e în alt an. În acești 7 ani, dacă luăm în calcul că 2030 ar putea să fie anul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, până atunci, în paralel, trebuie de rezolvat și problema transnistriană. Ți-am spus eu așteptăm data. Totuși aderarea și după asta... Există două opțiuni aici. Modul ideal este să aderăm la Uniunea Europeană în întregime, deci și malul drept și malul stâng. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, nu va fi posibil dintr-un motiv sau altul, există și opțiunea prin care întâi malul drept se integrează în Uniunea Europeană, după care malul stâng. Deci ne integrăm în Uniunea Europeană fără Transnistria? Nu, n-ai înțeles. Ne integrăm pe maluri. Da, normal. Întâi malul stâng și după aia malul drept. Da, 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 exact. Ei, în sfârșit Europa primește maluri. Hai să văd dacă ești perspicace. Mhm. Dați-mi 375A. Malul drept și malul stâng. Da. Ăsta îl știi pe băiatul ăla de acolo, îl recunoști? A trebuit să plece. Aha. Îl mai ții minte? Mi-aduc aminte de dânsul, da. Așa, a plecat după ce a ghidușit. Vezi, asta e din aprilie 2022. Ce spune? Cel mai bun lucru pe care Moldova îl poate face în acest sens, cred eu, este să ceară ajutor din partea Ucrainei și a României, că românii sunt un popor apropiat de ei și vor să ia atitudine, iar România este o țară NATO, o țară din UE. Poate fi foarte distractiv aici, a spus Arestovici. Ce vrea să zică mă ăsta? Are nume predestinat. Întotdeauna am stat, stăm și vom sta alături de popor moldovean. Prin urmare, îi pot apela la noi pentru ajutor, a adăugat consilierul șefului biroului prezident. Ne vom descurca, a mai spus el, când a fost întrebat de câtă putere va avea Ucraina pentru a captura Tiraspolul. Hai să fac așa pe plecare, micuțule.
Să încercăm să... Da, bun. Deci, orice lider de stat nu poate să părăsească cetățenii acelui stat în mâna unei puteri străine. Nu poate să cedeze teritorii. Așa am înțeles de la Zelenski. Știi cine e Zelenski? Fratele geamăn al lui Zelenski. Ăla cu războiul rece. Așa. Că e frig în casă. Când războiul. E frig, e rece, e rece vare, că nu e cald. Clar. La vară e cald. Exact, așa. Deci niciun șef de stat nu... Tu n-ai auzit de conflict înghețat. Așa. Nu. Da. Bă, dar rece. Ai înghețat, da, dar rece. Deci nicio țară, niciun șef de stat nu renunță la teritoriu, am înțeles. Bun, până aici e bine. Dar după vreme aud că renunță. Adică dacă ne luați Uniunea Europeană, putem să renunțăm la Transnistria. În favoarea cui, cumva? E vreo legătură cu ce zice asta aici, că parcă ne-ar trebui Tiraspol? Arestovici? A? Păi iau ca să-i bată pe ruși Tiraspol. Păi asta e ideea. Tu n-ai înțeles. Nu, n-am înțeles. Transnistria e nu, depozitul. Să merg, e... Încerc să merg și eu pe logica lui Grida. Lasă-o, nu-i așa că aș fi tâmpit dacă nu m-aș gândi? Că vor ucrainienii Transnistria? Că vor ucrainienii Transnistria... Ca să lupte împotriva rușilor. Exact. Asta e clar, da. Că e de bine. Da. Dacă președintele Moldovei în contextul ăsta spune că ea, la o adică, poate să renunță la Transnistria... N-a zis că renunță, Valea, a zis că intră întâi cu malul stâng și după aia cu malul drept sau invers, că nu mai știu. Adică tu dacă intri întâi în casă cu umărul drept, să înțeleg că umărul stâng... Rămâne un pic afară. Și te ține și, Ursula și la... Și cum închizi ușa? Hai deșteptule, și cum închizi ușa? Ia, păi vine Ursula și închide băi, ușa. Băi, răspunde aici, deci ai băgat umărul drept? Da mă, vine Ursula și închide... Deci ai băgat umărul drept în casă, spune-mi cum ai închis ușa. Cu... Că e frig, fraiere, e frig, e ger. Păi, în Rusia închide curentul. Că deschid și la Arestovici, da, deschide... Umărul stâng al tău n-a intrat deschide în casă. Deschide geamul spre Transnistria și se închide da, de doar, la sine. Doar atât ai putut? Da. Emisiunea noastră s-a încheiat aici. Să mulțumesc crezi tu mult. Că s-a încheiat emisiunea. S-a încheiat altceva. Emisiunea continuă. Du-te la Antena 3, ai să vezi. Mulțumesc. Toate la timpul lor. E, mai stau un pic. Nu e, e frig și acolo. Profesorul Valentin Stan, ne vedem din nou mâine seară. Mulțumesc, Vali. Ne vedem mâine seară, orele 20. Țineți aproape.